Bună seara și bine ați venit la întâlnirea noastră. O întâlnire specială și plină de entuziasm și bucurie, prilejită de prezentarea ofertelor Bogo! Bogo! Bună seara, vă spun și eu. E cel mai plăcut moment și din fericire nu e unul singur în an și vine ca o surpriză de fiecare dată, momentul acela în care ne întâlnim aici să anunțăm Bogo. Bogo, pentru cei care sunt mai noi printre noi, Bogo este acronimul de la Buy One, Get One Free, adică este o promoție în care tu cumperi un ulei și dotarea îți mai oferă încă unul cadou, un alt ulei. Sau un produs. Sau un produs, exact. Pot fi și produse și uleiuri doTERRA. Ideea este că ai reducere foarte mare la ofertă, da? Deci uleiul pe care îl primești cadou poate să fie apropiat ca preț de uleiul pe care l-ai cumpărat, asta rezultând într-o reducere de între 40 și 70% din prețul ofertei totale. Ceea ce pe noi ne bucură, pe toată lumea, și până noi ne prezentăm, o să vă rog toți cei care sunteți alături de noi atât pe Zoom cât și pe Facebook în grup să ne dați un 7 în chat dacă sunteți entuziasmați că avem Bogo, dacă sunteți noi și doar ce ați aflat ce înseamnă Bogo, sunteți entuziasmați de asemenea, vă rugăm să ne puneți un 7 în chat. Și asta o să-mi arate și că ne și auziți, că de văzut văd, că ne vedeți, că mă văd și eu mă tot urmăresc aici și comentariile voastre. Și uite, da, clar ne auziți. Deci, dacă sunteți entuziasmați că avem Bogo, oferta cea mai iubită din an, lăsați-ne un 7 în chat. Eu sunt Simona de la Bani. Eu sunt Dan Oros. Și suntem mega entuziasmați, atât de entuziasmați încât nici nu am apucat să ne prezentăm. Și să știți că ni se petrece asta destul de des, asta pentru că doTERRA ne oferă motive de entuziasm și astăzi, în principal, de fapt nici nu astăzi, că de, nu știu ce zi astăzi, luni de ieri, de când s-a anunțat Bogo și noi suntem în plin eveniment, abia am încheiat Empowerment Day la București, un eveniment extraordinar. Din entuziasm în entuziasm. Da, din entuziasm mi s-a făcut pielea de găină, din entuziasm în entuziasm nici ne apucăm să ne dezmeticim și am aflat că avem Bogo și nu doar că e Bogo, oricum, Bogo de departe rămâne cea mai iubită promoție de la doTERRA, pentru motivele pe care vi le-am spus deja. Dar avem cel mai tare Bogo din ultimii 3 ani. Aici cei care sunteți noi trebuie să ne cel mai generos cu produsele cele mai extraordinare, iubite, utilizate. Adică chiar, sincer, n-aș putea să spun că una dintre oferte nu e așa de interesantă ca celelalte. Acum, oricum, hai să fim sinceri, oricând, orice ofertă din produse doTERRA, da? Orice produse doTERRA ai cumpăra unul și ai primi unul cadou și mai ales că și prețurile sunt, oricât de necunoscute sunt acele produse sau nu le utilizezi zilnic, oricum este mega interesant, tocmai de aceea Bogo este cea mai iubită promoție. Însă acum zicem că este cea mai tare pentru că toate ofertele pe care le avem acum sunt uleiuri, produse pe care le folosim zi de zi, le folosim acum, în sezonul acesta, din toamnă până în primăvară. Și chiar am invitat în această seară alături de noi câțiva membri ai echipei noastre care să ne prezinte. Câțiva lideri experimentați, da, în domeniu. Oameni care utilizează de mulți ani de zile aceste uleiuri esențiale și în mod sigur o să vedeți și pe fețele lor că sunt la fel de entuziasmați ca și noi. Și dacă sunteți curioși care sunt beneficiile acestor uleiuri și nu ați căutat repede, dar și dacă ați căutat repede pe Facebook, pe grup, să vedeți ce cu uleiurile astea de la Bogo sau cu produsele astea de la Bogo, vă invit să rămâneți alături de noi pentru că garantat veți afla și lucruri noi despre fiecare produs în parte și veți afla mici povești despre diverse produse și cum să le folosiți. Și, de asemenea, nu rămâneți singuri, invitați-vă și prietenii, dați-le tag dacă sunt deja în grupul Natura, invitați de către voi sau dacă nu, invitați acum în grup, astfel încât să vadă ce șanse extraordinare au de a-și cumpăra două produse la preț de 1 sau, de ce nu, 10 produse la preț de 5. Și o să vă aducem acum pe
nu chiar acum, pentru chiar că 11 produse. Chiar 11, exact. Eu, așa pe repede înainte, vă ziceam că suntem eveniment după eveniment. Și duminică am avut eveniment tot în București și a trebuit să ne și întoarcem între timp și să și pregătim din materialele Pogo împreună cu membrii echipei noastre, cu liderii din echipă și să și organizăm acest eveniment. Așadar, nici măcar am apucat să-mi adun de prin casă toate produsele din ofertă, pentru că le am pe toate, vă jur, dar am fost așa pe repede înainte, că încă nu le-am adunat pe toate. Uite, Air, căutam Air, l-am găsit, perfect. Mai trebuie să găsesc vreo 3. Păi sunt vreo 2 în mașină. A, nu, dar avem desfăcute, mai ales astea fiind uzuale, avem desfăcute, însă ce am remarcat, Santalu... L-a desfăcut, tocmai ni s-a terminat. Deci noi avem o permanență desfăcută, avem vreo 2, 3, 4, 5 cutii de uleiuri și încă una, care sunt uleiurile pe care le folosim, da? Și de obicei am acces la ele rapid, însă acum așa, cu toată nebunia, cu bagajele de făcut, de desfăcut, fac rost. Pe parcursul întâlnirii noastre fac rost și la sfârșit vi le arăt pe toate, astfel încât să vedeți ce nebunie de produse avem în ofertele din această săptămână, începând de mâine, marți, 22 octombrie, până duminică, 27 octombrie, avem BOGO. Țineți cont de faptul că ofertele sunt în limita stocurilor. Să și explicăm ce este BOGO pentru cei noi. Mai detaliat. Te las pe tine să explici mai detaliat. Da? Deci de mâine, 22 octombrie, asta încă nici nu m-am uitat bine. De obicei se dă startul dimineața. Uite, acum nu m-am uitat să văd dacă se dă startul dimineața la 9, 10, 11 sau se dă startul acum noaptea. De ce țin atât de mult de oră? Pentru că, după cum vă spuneam, este cel mai tare BOGO din ultimii 3 ani. Cel mai tare cu cele mai utilizate produse de către toată lumea în perioada asta. Și lumea o să fie bulu pe ele. Cei care ați mai făcut bogouri cu noi în doTERRA, știți la ce ne referim. Cei care sunteți pentru prima dată, cu siguranță vă vine greu să credeți acum când auziți ceea ce vă spun. Dar stați pe aproape și recomandarea noastră este să nu testați limitele. Adică dacă vă doriți vreo ofertă, luați-vă mâine. Pentru că ele sunt disponibile de mâine până duminică, dar sunt în limita stocurilor disponibile. doTERRA a alocat stocuri la fiecare ofertă, atât cât a considerat și a putut. doTERRA nu știe niciodată cât, care este forța de cumpărare a Europei atunci când este vorba de BOGO. Da? Deci când e BOGO, e altceva, vorbim despre altceva. Atunci se bat toate recordurile, atunci toată lumea vrea, pentru că toată lumea vrea să-și ia 2 produse la preț de 1. Și pentru că produsele sunt atât de cerute în perioada asta, vă garantez. Deci dacă de obicei ziceam că nu suntem siguri că o să ajungă până la sfârșitul perioadei acum ofertate, acum suntem super siguri. Cel puțin o ofertă, știm sigur. Deci o ofertă nu o să treacă nici de 2 zile jumate decât dacă au făcut un stoc ultra, ultra mare. Deci e garantat, dacă vă doriți oferte, luați-vi-le mâine. Și după aia vă mai gândiți dacă vă mai doriți din ele sau mai apar prieteni care... Însă ceea ce știți deja că vă doriți, luați-vi-le mâine, pentru că garantat o să treacă. Și de asemenea merită să vă gândiți la următorul lucru. Dacă oricum anumite produse le utilizați sistematic, cum ar fi, de exemplu, On Guard și Air, da? Păi este un extraordinar moment să vă luați câteva pe stoc, da? Pentru că de ce să le luați ulterior separat și să le plătiți pe amândouă? Plătiți acum doar On Guard-ul și primiți Air-ul gratuit. Sincer, noi o să ne luăm cel puțin 10 pe stoc, da? Pentru că noi folosim zi de zi în perioada din toamnă până în primăvară, difuzăm Air și On Guard, da? Și luăm On Guard intern. Și luăm On Guard intern și așa mai departe. Și atunci evident că o să beneficiem de această oportunitate și o să ne luăm mai multe ca să ne ajungă întreg sezonul. Plus că întotdeauna mai vin musafiri pe la noi, oameni din familie care, știu eu, au nevoie și atunci avem de unde să le dăm fără să riscăm să rămânem
descoperiți cu stocurile personale. Și de aici deja puteți să trageți concluzia că este și un moment minunat să vă luați produse din care să faceți cadou și celor dragi, pentru că plătiți un produs și mai primiți încă unul cadou. Și dacă tot a pomenit Dan de Ongar și Ern, deloc întâmplător, cu siguranță ați văzut, este una dintre ofertele noastre, de asta suntem... Și de asta suntem atât de entuziasmați, pentru că sunt două produse care se utilizează zilnic de mai multe ori pe zi și vă rog să-mi puneți un încet toți cei care folosiți OnGuard. Deci dacă folosiți OnGuard într-o formă sau alta, puneți-mi un încet. Numai o secundă, ni se comunică că se aude tare încet, puteți să-mi dați... tare încet. Tare încet. Foarte încet. Să ne puneți un 5 încet dacă se aude în regulă și 0 dacă nu se aude bine. Deci pe, și inclusiv pe grup, vă rog. Un 5, acum știu că vă amețesc cu 5. Ok, grup, deci da? Atunci... ea e aceeași persoană. Nu, deci o singură persoană a zis că se aude încet. Okay. Vă rugăm deci, să vă dați mai tare boxele. Să verificați că nu-i de la noi. Bun, problema. Deci e ok, se aude bine. Noi avem și un potențiometru și arată că semnalul pleacă la un volum mare. Bun, în regulă. Deci, revenim. Unul încet dacă folosiți OnGuard zi de zi și este unul dintre blendurile la care apelați și văd că deja am primit o grămadă de unul aici încet. Ei, puneți-mi și un, hai să facem și altfel, puneți-mi și un 2 încet dacă folosiți și Air. Și am să îndrăznesc să zic tot zi de zi, mai ales în perioada asta. Și sigur și eu pun 2 încet. Pentru că și 1 și 2, pentru că le folosesc zi de zi. Ei, vestea bună este că OnGuard îl cumperi, Air îl primești cadou. Cam așa funcționează această ofertă BOGO. Pur și simplu îți adaugi în coșul de produse produsul de cumpărat, da? Cumperi OnGuard și produsul pe care îl primești cadou îl va adăuga sistemul automat înainte de pasul cu plata. Acum, pentru că Dan a zis că noi o să ne luăm, sigur, cel puțin 10 din această ofertă, merită să precizăm că limita este de 5 pe cont. Să știți că nu avem pile, nu la modul ăsta, nu există pile la Dotera, dar are dar și mama mea rude, cont. Avem da? Rude. Avem rude cu cont. Și o să profităm de tot ce nu vor ele să-și pună pe comandă, să ne punem noi, da, la modul acesta. Ceea ce vă dorim și vouă și vă recomandăm și vouă, dacă nu vă sunt... suficiente câte 5 oferte, puteți să faceți așa, însă pe lângă faptul că avem limită de 5 la din fiecare ofertă, avem 5 oferte despre care o să vorbim imediat și mi-ar plăcea să le aduci pe măcar poza, să o aduci acolo, să o vadă, că nu trebuie să ne vadă pe noi, trebuie să vadă poza cu ofertele, da? Deci avem 5 oferte diferite la BOGO și din fiecare putem să luăm câte 5. Și de asemenea mai avem și oferta BOGO Bundle, exact cea pe care o vedeți acum în imagine imediat, o să vă apară și vouă, da? BOGO Bundle este, cuprinde absolut toate ofertele, adică dacă tu intri mâine și mulțumesc că Simona Boburuz a scris undeva mai sus că s-a anunțat că la ora 12 ora UK, adică asta înseamnă ora 2 noaptea, ora noastră, deci dacă sunteți bufnițe ca și mine, rămâneți la noapte și puneți-vă comanda. De la ora 2 în noaptea asta, ora României, dăm start BOGO. Și fiți pe fază, da? Deci, 5 din fiecare ofertă, dar puteți să vă luați și 5 din această ofertă BOGO Bundle, cea pe care o vedeți în imagine și pur și simplu la care veți scrie Bundle, Bundle sau BOGO. Căutați după BOGO în clipa în care vreți să vă puneți în coșul de produse. Revenim cu detalii despre asta la sfârșit și acum... Nu mai vreau să punctez un lucru... Evident că aceste oferte BOGO le puteți plasa pe programul de loialitate, LRP. Da. Și de asemenea, cei care nu aveți cont de membru și sunteți la fel de entuziasmați sau aproape la fel de entuziasmați ca și noi de oferta BOGO, puteți să vă creați cont de membru cu ofertele BOGO. Da? Ori cumpărați BOGO Bundle, da? Mai rețin exact câte puncte ies în total. Uite că punctele nu le-am pus pe poze. Ok. Ideea este că sigur iese peste 150 de puncte. Ideea este... 200 și... Ok. De la 150 de puncte, taxa de creare a contului este anulată. Da? Oricum,
Dacă sunt persoane care nu au cont de membru și doresc să-și creeze cont de membru achiziționând oferte din cadrul BOGO, atunci chiar vă invităm să lăsați un mesaj în chat cu vreau cont, acesta să fie textul, vreau cont, și o să fiți direcționați de către un administrator și ghidați în procesul acesta de creare a contului. Și oricum țineți legătura cu persoana care va vorbi despre uleiurile esențiale doTERRA. Și am aflat între timp, BOGO Bundle are 220,5 PV, ceea ce înseamnă că acest eveniment, fiind un eveniment Diamond Club și având alături de noi educator Diamond Club, care o să vă prezinte aceste oferte, dacă vă veți crea comanda și contul, asta doar către cei care nu aveți cont de membru, da? Vă creați comanda cu contul în următoare 3 zile lucrătoare, astăzi este luni, marți, miercuri, joi, cel târziu, dar luând, musai trebuie să scrieți vreau cont, da? Și în aceste 3 zile și prin Diamond Club, și atunci veți mai primi încă 2 uleiuri cadou. Deci practic veți cumpăra 5 uleiuri la BOGO Bundle, veți da banii pe 5 uleiuri și veți primi 13 uleiuri. Adică 3 uleiuri cadou, pentru că la BOGO Bundle mai primiți și acel balance la 5 ml pe care îl vedeți în colțul din stânga jos. Ăla e inclus. Bun. De asemenea, vin către voi cu o provocare, toți cei care sunteți alături de noi, și să facem interactiv această întâlnire, pentru că avem, așa cum vă spuneam, niște invitați de seamă în această seară care o să ne delecteze cu tot felul de informații interesante, utile și beneficii despre produsele din ofertele BOGO. Provocarea mea către voi este să veniți fiecare cu câte măcar un beneficiu pe care îl aveți la fiecare produs. Pe măsură ce sunt prezentate, măcar un beneficiu să-l scrieți aici în chat sau un mod de utilizare. În ce situații sau cum îl folosiți, când îl folosiți sau pentru ce folosiți produsul respectiv, dacă l-ați folosit. Dacă, pe de altă parte, n-ați apucat încă să folosiți produsul respectiv, scrieți-ne din ce ați aflat în prezentarea lui pentru ce doriți să-l folosiți. Bun, haideți să dăm start ofertelor și o să vi le prezentăm acum pe scurt și apoi invităm pentru fiecare prezentatorii noștri din această seară. Și atunci, cele 5 oferte sunt la modul următor și așa o să le și numim de acum înainte, BOGO 1, BOGO 2, BOGO 3, BOGO 4, BOGO 5. BOGO 1 spune așa, cumpără On Guard la 15 ml și vei primi cadou Air la 15 ml. BOGO 2 este cumpără On Guard Soft Gels și vei primi Clove la 15 ml. Nu intru în detalii, o să aflați despre fiecare ce conțin și la ce sunt bune. BOGO, dar până acum toate cele 4 produse sunt de utilizare zilnică. BOGO numărul 3 spune cumpără Spearmint sau mentă creață, un ulei preferat al nostru și utilizat intensiv, la 15 ml Spearmint și primești cadou un alt ulei utilizat zilnic la noi, blendul Metapower, magicul blend metabolic Metapower la 15 ml. BOGO 4, auziți că sună cam gol, se aude, se cam termină. Nu vă faceți griji că mai am cutie începută, dar știți că o să mai iau acum la BOGO, da? Capsule Mois de Copaiba. E ceva de nelipsit și o să aflați de ce. Cumperi capsule Mois de Copaiba, CP Plus Soft Gels, așa se numesc ele, și primești cadou un ulei minunat pe care văd că nu l-am adus aici, Guaya Wood, foarte asemănător cu... da, are așa o aromă smoky, dar las persoana să vă prezinte cea care a pregătit, plus ornamentul care din imaginea asta a dispărut, deci primești două produse cadou, da? Deci cumperi Copaiba Soft Gel și primești Guaya Wood și acel ornament de lemn. Guaya Wood este foarte asemănător cu Palo Santo. Bun, și oferta numărul 5 spune cumperi Santal. O să vi le găsesc până la sfârșitul întâlnirii. Santal la 5 ml, un ulei. Mie îmi baie. Eu Santalul folosesc pentru față. Nu știam de ce nu găsesc. Trebuie să am în baie. Așa.
Santal la 5 ml e divin uleiul ăsta și tocmai am fost ieri la un curs, la cursul Symphony of the Cells, chiar cu însuși Boyd Truman, cel care a creat această procedură extraordinară de utilizare a uleiurilor și vorbea despre santal, că poate să înlocuiască foarte frumos tămâia din foarte multe perspective. Deci, practic, ceea ce este tămâia pentru creștinism și zona occidentală este santalul pentru zona orientală. Exact. Adică ceva divin, înălțător și așa mai departe. Și primești cadou neroli, care este o nebunie de ulei. Cei care mi-au folosit neroli este obținut tot din copacul de portocal sălbatic, dar este obținut din alte părți ale copacului și e absolut, absolut extraordinar. Practic din flori, da, ca să fie mai... Bun, acestea sunt cele 5 oferte și ca să ne prezinte prima ofertă, o invităm alături de noi pe nimeni alta decât binecunoscuta printre noi, Laura Babo, și este Diamond în echipa Spanda și este mega experimentată, cred că deja ați făcut și voi 7 ani, Laura, așa-i? Aveți 7 ani de dotera. Da, am făcut 7 ani. Bună seara, bună seara, dragilor! Bună seara, Laura! Te vedem, te auzim, putem să te auzim și un pic mai bine, dacă așa. Nu, las că de aici. Și să știți că acum acei 7 ani despre care ziceam, la fel și dacă ai 3 ani de experiență, vine doar cu experiență în plus. La asta, pe asta am vrut să pun accentul acum. Ia zi-ne, Laura, tu ești fericită că avem un garșier? Păi ce pot să vă spun altceva, dragilor, decât că mi-am pus tricou cu cele mai bune vibrații, mi-am pus cercei cu inimioare, da, și am mai luat ceva aici, pentru că vreau să vă exprim ce am simțit eu și ce au simțit toate mămicile cu care am vorbit când au aflat despre Bogo. Iată așadar... De bucurie, dragilor, un asemenea Bogo nu se ratează. Un asemenea Bogo este de nelipsit în lista noastră de priorități. Și uite, chiar mă bucur că din punctul meu de vedere oferta cea mai tare, dar e doar punctul meu de vedere, este pe locul 1, e Bogo 1, da? Și chiar vreau să vă împărtășesc câteva lucruri despre cele două uleiuri minunate, le am aici, m-am dat înainte cu Air Congar cu amândouă ca să intru în atmosfera și energia Bogo și vreau să vă spun în primul rând despre cum folosim noi uleiurile acestea minunate în casă, dar înainte de asta vreau să știu dacă mai am mămici aici în această întâlnire care iubesc Bogo 1. Dragilor, puneți-mi o inimioară roșie dacă iubiți On Guard-ul, ca să vă văd așa cât de dornice sunteți să profitați de acest Bogo. Uite, încep să curgă inimioarele, mă bucur foarte mult. Știți foarte bine că este o aromă absolut extraordinară, o aromă în care noi avem un amestec de uleiuri, un cinnamon, da, avem un clove, avem un rozmarin, avem un eucalipt, avem un wild orange. Toată această aromă ne duce de fiecare dată cu gândul la Crăciun și la sărbătoare. Așadar, cum să nu iubim acest Bogo? Este de asemenea acest blend On Guard, este un protective blend, da? De aceea, din nou, este iubit de părinți, pentru că părinții de obicei se gândesc la copii, părinții de obicei sunt un pic anxioși când vine această trecere între sezoane, da? Și se gândesc de fiecare dată cum să-și protejeze copiii atunci când ies din nou în colectivitate sau când vine sezonul rece. Așadar, On Guard-ul, cu On Guard-ul, da? Ne păstrăm în gardă față de tot amenințările care vin din exterior către noi. Și aici mă refer sigur la streptococi, stafilococi și alți balauri, cum le zic eu și cum vorbesc de fiecare dată și cu copiii mei, când le spun că, uite, difuzăm On Guard-ul ca să ne protejăm. Vă știți foarte bine, aceste uleiuri minunate de la doTERRA le putem folosi în 3 modalități. On Guard-ul este minunat în toate cele 3. O să-l folosim și aromatic, da, o să-l folosim și cu topicătură în palmă și cu sân difuzor. O să-l punem de asemenea pe pielea noastră, da, când vrem prevenție, punem pe tălpițe la copii, seara la culcare. Întotdeauna cu un pic de atenție, dragi mămici, pentru că este unul dintre blendurile cele mai puternice de la doTERRA. Așadar, o să-l luăm, o să-l adaptăm astfel încât să fie în regulă pentru copilul nostru. Îl punem
punem așadar pe tălp, îl punem și pe coloană, zicea Simona și Dan de cursul lui Boyd Truman. Boyd ne-a învățat și cum să folosim acest blend minunat în minunatele simfonii pentru boli infecțioase și pentru cardiovascular și pentru respirator. Așadar, gândiți-vă cât de multe beneficii ne aduce acest minunat ongar. Prin urmare, îl punem și pe tot spatele, îl punem și pe plexul solar atunci când dorim să fim întăriți în adevărul propriu și vrem să ne simțim ocrotiți și așa pe calea noastră. Îl putem pune și la încheieturi, unde preferăm noi, da? Îl aplicăm pe piele și ne bucurăm de aroma lui. De asemenea, îl putem avea în vedere luat intern și voi știți că are aromă delicioasă. Am făcut o postare recent, am aflat că este minunat și în cafea. Eu nu consum cafea, dar vi-l recomand în ceai, vi-l recomand într-o capsulă vegetală, vi-l recomand în miere. Este minunat, este delicios și este binefăcător pentru noi. Ce face el minunat, da? Acest blend on guard, acest protective blend? Pur și simplu vine să susțină corpul nostru în capacitatea lui minunată de a se autoregla, de a se autovindeca. Și asta este fantastic pentru că o să-l avem în vedere ori de câte ori este vorba despre bacterii, da, care ne amenință sănătatea, ori de câte ori este vorba despre diversi agenți patogeni din aer, vă spuneam de stafilococi, streptococi și alți balauri, despre diverse probleme care sunt cauzate de paraziți sau de ciuperci, de fungi, da? O să-l avem în vedere atunci când dorim să ne susținem imunitatea, da, în anumite perioade, când e cazul de răceli, gripe, viroze și orice alte probleme care au mai fost și voi cu siguranță știți că ați folosit ongardul ca să le depășiți. Este minunat atunci când ne încearcă o senzație neplăcută de herpes, când există bătături, când există probleme de piele, gen răni infectate, da, îl avem în vedere, o să-l punem acolo și o să-l aducem la treabă. Este acest minunat ulei la 15 ml, vă știți că face parte dintr-o familie foarte frumoasă, familia Ongard. Avem încă un membru al familiei în Bogo 2, dar dacă vă lipsește vreun membru din familia Ongard, puteți să puneți la treabă această sticluță de 15 ml și să vă faceți două soluții pentru sănătate orală, de exemplu. O picătură într-un pahar cu apă, amestecați puțin și vă faceți o gargară minunată seara la culcare sau atunci când aveți o problemă la dantură, da, sau la gingie sau după o intervenție în zona aceasta. Noi l-am folosit, noi îl știm din multe astfel de situații, așadar cu drag o împărtășesc din casă. Ce v-aș mai menționa tot din experiențele cu doamnele în general? Să știți că este unul dintre uleiurile binevenite atunci când există infecții urinare. Deci când ne dorim să susținem sănătatea aparatului urinar, să le aveți în vedere alături de o tămâie, alături de un oregano, ongardul, da, o să vă ajute să treceți și peste această provocare de sănătate. Este de asemenea unul dintre uleiurile la care noi apelăm, ori de câte ori este o perioadă mai solicitantă, ori de câte ori avem o perioadă în care se acumulează un pic oboseala sau îl oferim copiilor noștri. Unul dintre băieți este în clasa 8-a, evident că se acumulează acolo un pic de studiu mai mult, da, și lucruri de genul acesta îl susținem, îi oferim și on guard pentru ca să poată să facă față unor perioade de felul acesta de oboseală și la nivel fizic, dar și la nivel mental, pur și simplu. Ce o să ne mai intereseze, dacă vă lipsesc cumva ceilalți membri din familia Ongard, să știți că puteți să folosiți Ongardul și atunci când vreți să vă bucurați de efectul său antiseptic, să igienizați diverse suprafețe sau să puneți o picătură în coșul de gunoi ca să nu miroase nasol, să miroase frumos, sau când vreți să igienizați, de exemplu, mașina de spălat, sau atunci când doriți să vă igienizați, să vă curățați mai bine covoarele, da, puteți să adăugați un gard în apa cu care pur și simplu
creați soluția de curățare a covoarelor. Noi le-am încercat pe toate acestea, deși noi trebuie să recunoaștem că avem toți membrii din familia Ungar de acasă și ne bucurăm de toți, dar dacă încă nu le aveți, să știți că puteți să faceți lucrul acesta. Ce ar mai fi de adăugat aici ar fi partea aceasta de susținere. Voi știți că fiecare ulei pe care noi îl folosim o să ne aducă beneficii pe toate planurile ființei noastre și pe lângă susținerea aceasta extraordinară pe care o aduce în corpul nostru fizic, să știți că puteți să vă folosiți de Ungar atunci când vreți să vă susțineți emoțional, atunci când vreți să aduceți acea emoție, acea susținere la nivel energetic, când vreți, de exemplu, să aveți un plus de ocrotire, un plus de integritate, când vreți să vă susțineți pe calea voastră, să vă exprimați adevărul vostru. Mi-a plăcut foarte mult ideea că ne protejează, așa cum ne protejează față de paraziți, da? Așa ne protejează și față de persoanele nedorite sau față de influențele exterioare nefaste asupra noastră. Folosiți-l, aplicați-l pe zonele acestea importante de susținere, cum ar fi plexul solar, și bucurați-vă de protecția lui și din acest punct de vedere. Mi-a plăcut foarte mult o afirmație pe care vreau să o împărtășesc cu voi ca să știți cum să folosiți Ungard și din punct de vedere mai subtil. Afirmația spune în felul următor: mă iubesc și trăiesc în armonie cu sinele meu cel mai înalt. Folosiți această afirmație și reveniți aici în grup ca să ne scrieți cum a fost pentru voi, dincolo de protecția aceasta extraordinară la nivel fizic, da? Să știm un pic și din alte puncte de vedere cum este pentru voi. Bun, așadar, dragilor, dacă o să achiziționați blendul Ungar, minunatul blend Ungar, o să primiți cadou extraordinarul blend Air, un blend care întotdeauna aduce o gură de aer proaspăt în casa noastră și în viața noastră. Voi știți că este unul dintre blendurile la fel cele mai iubite de la doTERRA, un blend care miroase în mod deosebit a mentă, a lămâie, a dafin, ce mai avem acolo? Mai avem eucalipt, mai avem cartamom, ravensara, deci sunt uleiuri 1 și 1 menite să ne ajute, să ne susțină sănătatea respiratorie, să ne decongestioneze căile respiratorii, să ne aducă o respirație mai ușoară, o respirație care este binevenită atunci când dorim să ne oxigenăm creierul. Da? Și folosiți-vă de aceste două blenduri și din punct de vedere al prevenției, nu numai atunci când doare ceva, atunci când nasul este înfundat. Pe mine acest blend Air mă conectează așa la prima mea intenție de a folosi uleiurile, de aceea îl iubesc foarte mult, pentru că m-am confruntat în calitate de mămică cu copilași mici care aveau în permanență nasul înfundat, nu mai știam ce să fac, cum să îi pot susține și să aibă o respirație în regulă. Așadar, pentru mine Air este un ajutor pur și simplu de nelipsit în viața oricărei mămici care se gândește la puiuții ei și aveți-l în vedere din nou ori de câte ori există o răceală, o gripă, ori de câte ori există un nas înfundat, ori de câte ori există o alergie din punctul acesta de vedere respirator, când sunt polip, când există un astm, da? Când aveți provocări de genul bronșită, pneumonie, orice fel de afecțiune respiratorie, dragilor, aveți în vedere acest minunat Air, aduceți-l în viața voastră, atenție un pic că nu se utilizează intern, dar o să-l aducem în casele noastre și alături de noi și de copiii noștri pe cale aromatică, pus în difuzor, da? Pus o picătură în palmă și mirosit în mâinile făcute căuș, o să-l punem pe pielea noastră din nou, în combinație cu un ulei vegetal, îl aplicăm pe piept, îl aplicăm pe zona plămânilor, acolo unde este nevoie de susținere și de deblocare a căilor respiratorii. Ce mi se pare iarăși foarte interesant la Air este și partea aceasta de prevenție, adică îl putem folosi ca să
ne fie bine, da, și să putem să ne bucurăm de aerul care ne oxigenează creierul, după cum vă spuneam, folosiți-l și la birou. Atunci când aveți zile mai încărcate și simțiți că e nevoie de un plus de susținere, folosiți-l și dacă faceți mișcare fizică, dacă faceți sport și aveți zile în care practicați sportul mai intensiv, aduceți aer în viața voastră alături de voi, aveți-l în geanta de sport și profitați de beneficiile lui extraordinare. Este de asemenea unul dintre prietenii doamnelor care au soți care sfărăie sau, mă rog, un partener care sfărăie există în casă, așadar să știți că este prin grupul Natura și vă invit chiar să ne scrieți dacă ați avut cazul acesta în care blendul Air a adus liniște în nopțile în care exista un sfărăit din acesta neplăcut în viața de cuplu. De ce? Pentru că din nou a decongestionat frumos respiratorul. Când e vorba despre nopți liniștite, vă recomand combinația aer cu lavandă. E o combinație care merge minunat atunci când ne dorim să avem, după cum vă spuneam, nopți liniștite, dar și somn odihnitor. E interesant că această combinație aer cu lavandă ne-a fost recomandată și de către Boyd Truman, dar el o folosește în fiecare zi de cel puțin 2 ori ca și aftershave. Da? Interesant, da? Pur și simplu aplică pe zona feței și pe gât, astfel încât să se simtă răsfățat și binecuvântat cu aceste daruri ale naturii. Ce aș mai putea să vă mai spun legat de aer este faptul că ne poate fi foarte, foarte util, inclusiv în deplasări, așa cum de altfel eu recomand să țineți aproape și ungarul și aerul și în deplasări, ori de câte ori ajungeți în spații închise sau chiar în situații neplăcute în care vă simțiți, apare senzația cea neplăcută de claustrofobie sau de sufocare datorită spațiului închis sau pur și simplu a unor neplăceri legate de transport. Prin urmare, țineți aer aproape. Eu știu că ne-a adus binefaceri într-un taxi în care mirosea foarte tare a usturoi. Am scos aerul și împreună cu fiul meu mai mic ne-am protejat în felul acesta. Deci, aveți-le în vedere, țineți-le la îndemână. Din punct de vedere emoțional, din punct de vedere mai subtil, aer o să ne ajute ori de câte ori ne vom simți copleșiți, ori de câte ori ne vom simți sufocați de durere și în incapacitate de a primi aerul care ne hrănește la nivelul acesta viața. Și puteți să lucrați cu el foarte frumos, cu o afirmație care iarăși mi-a plăcut foarte mult. Acolo unde există respirație, există și creație. Da? Deci rețineți cele două afirmații, rețineți acest bogo minunat și în încheiere vreau doar să vă spun că mi-am amintit astăzi când discutam așa cu mai multe mămici, mi-am amintit de o vorbă românească care spune că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți pune în traistă. Ei bine, la fel, doTERRA ne dă bogo, dar este cumva sarcina noastră să ne punem uleiașele acestea minunate în rucsaci, în genți, în borsete, în brelocuri și să le avem la îndemână și să ne fie de folos. Recomandarea mea ar fi, așa cum a zis și Dan, să vă faceți un stop ca să știți că întreaga voastră familie este protejată și că treceți cu bine și acest sezon de iarnă. Bun, eu vă îmbrățișez, vă doresc un bogo așa cu cât mai multe bucurii și ținem aproape, pentru că e vorba despre natură și despre darul naturii aici pe Natura într-o picătură. Mulțumim mult, Laura, minunate informații, de departe cel mai tare bogo, așa s-a nimerit să ne vorbești chiar tu despre el. De ce zic de departe cel mai tare bogo? Pentru că este perechea care garantat va trece foarte rapid. Încă o dată vă sunt două uleiuri
extrem de utilizate. Adică dacă ați fost puțin atenți și pe topul chat, uleiurilor ca utilizare. Legat de moduri de utilizare zilnică și pe lângă tot ce a precizat Laura, este evident că sunt uleiuri care se folosesc intensiv din toamnă până în primăvară, ambele uleiuri. Și cu precizarea, dacă tot l-am pomenit pe Boy Truman, că el îi dă toate uleiurile pe gât, deci în timpul cursului cred că a dat 40 de picături de diverse uleiuri, tot adică la jumate de oră. Pe gât. Da, așa, deci lua uleiul, nu conta ce îi, că scrie pe el că se folosește uleiuri doTERRA. Da? Deci absolut toate uleiurile doTERRA ne-a garantat că se pot utiliza intern și ne-a demonstrat asta. Chiar asta nu înseamnă... se recomandă în mod oficial acest lucru. Exact. Însă să ținem cont totuși de fiecare, să începem în stilul propriu, da, nu cu câte 3-4 picături cum face el, ci o picătură, indiferent de ulei, și să ținem cont și de puterea uleiului respectiv. On Guard este o combinație de uleiuri fierbinți, scorțișoară cu ișoare. Da, este. El a dat 3-4 picături pe gât și din asta eu o să fac așa. Ca să mai poți vorbi. Mai degrabă ca să mai pot vorbi, exact. Am văzut aici și o recomandare, un gard dat sub braț ajută limfatic, da, dar nu îl dați nediluat. Uleiurile fierbinți nu le puneți nediluate pe piele, pentru că s-ar putea să regretați, cum simt eu acum deja până în gât, un gard. Bun. Dar nu regretă. Bogo 1, plătești 45,25 euro și primești produse de 77,5 euro la 43,5 puncte. Revenim cu Bogo 2 acum și invităm al doilea prezentator de astăzi să-și deschidă camera și microfonul și să ne prezinte oferta Bogo 2, care spune cumperi On Guard Soft Gels, un alt produs pe care noi îl folosim la recomandarea lui Dr. Hill de data asta. Dr. Hill este Chief Medical Officer, este unul dintre fondatorii doTERRA și este cel care conduce stafful medical, este medic, da, întâmplătorii se spune Dr. Hill, toată lumea așa îl numește. On Guard plus Soft Gels este o combinație pe care el o recomandă să o utilizăm zilnic, câte o capsulă în perioada asta. Apropo de asta, mi s-a închis telefonul, dar vă rog să-mi puneți un 6 în chat dacă ați auzit în jurul vostru persoane care deja se confruntă cu provocări sezoniere. Fie că au început cu diverse simptome, da? Fie că le fonfăne nasul, fie că au rămas acasă, nu mai vin la job, tocmai din aceste motive. Puneți-mi un 6 încet. Dacă aveți în jurul vostru astfel de persoane, iată soluția. Carola. O avem invitată astăzi pe Carola să ne prezinte. Carolina Rusu este educator Diamond Club în echipa noastră și membru la nivel de Silver, cu experiență de asemenea și medic, da? Printre altele. Ceea ce lucru foarte important. Asistent medical, în domeniul medical, tot acolo. Bun. Carolina, să știi că nu te auzim. De văzut te vedem. Bună seara. M-auziți acum? Da. Nu vorbeam. Bună seara! Ai șoptit doar asistentă, da? Da, am șoptit doar. Mulțumesc de invitație, Simona și Dan. E o provocare să vorbesc după Laura, care, wow, Laura, ești minunată. Oricum, mi-ai făcut și mie, mi-ai deschis cumva drumul, vorbind tot despre On Guard și Bogo cu Clove. Din punctul meu de vedere, este și acesta unul dintre cele mai bune oferte Bogo și un numărul 1 și numărul 2 sunt la egalitate din punctul meu de vedere. Sunt extraordinar de frumoase și aceste două. doTERRA chiar ne-a dat niște Bogo-uri, wow, nici nu pot să le catalogez, ăsta e mai bun decât celălalt, toate sunt super wow de data aceasta. Pastilele de On Guard, gelurile On Guard, nu foarte mult, mai am eu de spus pentru că Laura a spus foarte bine toată gama la tot ce se poate despre acest On Guard. Este un amestec extraordinar fantastic. Este unul din uleiurile mele preferate și pe care noi, eu zic că noi le mâncăm, îi mâncăm pe pâine. On Guard-ul merge pe pâine și la noi, se termină sticluță după sticluță, pentru că îl folosim aproape în orice situație. Este uleiul care
are un amestec din cele 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 uleiuri. Un amestec de 8 uleiuri dintre cele mai puternice uleiuri. Iar acest On Guard Soft Gel face diferența că el este gata dozat și poți să le iei cu mare ușurință intern. Este pentru administrare internă. Eu recomand chiar și copiilor de la 7 ani să înghită, sunt ușor de înghițit, sunt niște pastile geloase foarte ușor de înghițit, nu pișcă, nu doare, spre deosebire de ulei care într-adevăr pișcă și ți-a gura foc uneori. Acesta îl poți înghiți cu ușurință. Și da, și eu recomand, mai ales în perioada asta rece, să luăm preventiv câte o capsulă gelată pe zi, pentru că ne ferește de multe provocări. Provocările sezoniere au început de mult, sunt cel puțin la noi în localitate, sunt pline deja urgențele și grădinițele și școlile de provocări sezoniere. Astfel, Ongardul este unul din produsele care vor fi cerute mult în perioada asta rece. Eu o să vă spun că l-am folosit cu mare drag și am o poveste frumoasă să vă spun. Când am plecat noi la convenția de la Budapesta, una din fetele din mașină era chiar medic, care a venit cu noi, s-a urcat în mașină și mi-a șoptit la ureche: Carola, eu cred că am COVID. Și era în mașină cu noi și noi mergeam la congres, la convenție, unde erau mii de oameni, și am zis ok, hai să nu zicem, să nu ne impacientăm, să nici nu cred că poate că nu e, dar pentru orice eventualitate aveam exact aceste pastile gelate la mine și am dat să ia câte o pastilă la 2 ore, deci am băgat la greu, am luat și noi din mașină. Iar faza frumoasă a fost că noi, când am ajuns la convenție, doamna doctor nu mai avea nimic. Nu mai durea gâtul, nu mai avea starea aia de rău. Era super ok și am stat 3 zile la Budapesta. A luat în continuare un gardul gelat. Noi, când am ajuns înapoi, nu mai era goală cutia. Am luat toată lumea și dânsa în continuu din 2 în 2 ore. Și a fost super bine, s-a simțit foarte bine. E adevărat, când a venit acasă, primul lucru a mers și a făcut testul, da, era COVID. Era COVID, dar nu ne-am îmbolnăvit niciunul. Ceea ce a însemnat că Ongardul și-a făcut treaba foarte bine. Și am fost foarte încântat de el, astfel încât am zis ok, ăsta este uleiul care te ferește de toți balaurii, indiferent cum s-ar numi virusul, bacteria care vine și te atacă. Aș putea să spun că e ușor de folosit și le recomand și bărbaților care n-au răbdare să-și picure în capsulă ori de înghițit. Pentru ei toate sunt foarte rele, foarte greu de suportat, și atunci este foarte ușor să le recomanzi a lua direct pastila, care le pot lua cu ușurință. Cam atât despre Onguardul, pentru că Laura a spus tot ce înseamnă Onguard și toate efectele pe care le au acest amestec, acest blend. Și aș trece să spun că oferta de Onguard capsule cu clovul este, parcă sunt sinergice, categoric, se ajută mult unul pe celălalt. Pentru mine, clovul, am o experiență foarte frumos cu uleiul de cuișoare, dat fiind că uleiul de cuișoare nu este doar un condiment popular pentru gătit, cu parfumul său dulce și picant, ci este un favorit printre profesioniștii din domeniul sănătății și persoanelor conștiente de sănătate pentru numeroasele sale proprietăți utile și vindecătoare. Cu proprietăți antioxidante puternice, cuișoarele susțin sistemul imunitar sănătos, la fel cum face și onguardul. Ajută la promovarea circulației și susține sănătatea cardiovasculară și promovează într-un mod deosebit sănătatea orală. Și aici o să vă spun și povestea și experiența mea cu acest ulei de cuișoare. El este obținut prin distilare la abur din mugurii florali aromatice a arborului de cuișoare, iar
ceea ce îl face să fie extraordinar de puternic este acel eugenol care îl conține, care promovează circulația și susține sănătatea cardiovasculară și nu numai, iar conținutul ridicat de fenol are grijă că atunci când e înghițit, ar fi bine să-l și diluăm. Este un ulei fierbinte, un ulei care arde. Eu l-am folosit și direct în gură și îl știu gustul lui. Amorțește, îți amorțește limba, îți amorțesc toate simțurile, toate gusturile, dar își face efectul într-un mare fel. Și am spus că am să vă spun și cum l-am folosit eu și de ce am zis, wow, este uleiul care rezolvă probleme foarte grave și acute. Este pentru că la un moment dat, într-o zi de marți, m-am trezit cu un absces dentar. De fapt, era mai mult decât un absces, era un granulom. În ideea în care noi sâmbătă trebuia să plecăm în concediu, marțea, nu puteam să mestec, nu puteam să mănânc nimic, nu puteam să-mi ating dinte pe dinte, era o durere destul de intensă. Ok, am zis, hai să vedem ce facem. După un film, o radiografie, am văzut ce este și acolo. Indicația a fost de antibiotic și după ce e antibiotic, de intervenit chirurgical. Eu, știind că am tot ce-mi trebuie la purtător, știam că nu o să ajung nici la antibiotic, nici la intervenția chirurgicală, astfel încât am luat uleiul de cuișoare, am luat și intern, de 3 ori, 4 ori, cred că pe zi, câte 2 picături, și mi-am făcut masaj pur și simplu și pe gingie și extern, diluat, într-adevăr, aplicat, cred că din jumătate în jumătate de oră mă masam pe toată zona inflamată, iar a doua zi, deja de a doua zi, am putut să mestec pe partea respectivă, puteam, fără să simt durere, deja nici inflamația nu mai era la fel, iar vineri, înainte de a pleca în concediu, nici măcar granulomul nu se mai simțea, se simțea ca un bob de fasole la atingere, se simțea granulomul la palpare, nu mai era nicăieri, radiografia arăta super ok, astfel încât și medicul a zis ok, nu știu ce ai făcut, dar nu mă așteptam ca să scap fără operație. Din recomandarea mea a uleiului de cuișoare este atunci când ai infecții dentare, absces, merge extraordinar de frumos, folosiți-l cu mare încredere. El poate fi folosit și difuzat, fiind difuzat până la 3-4 picături în difuzor la alegere, fiind și el un antibacterian extraordinar de frumos, de bun, având efectul de pentru probleme respiratorii, antiinflamator foarte puternic, doar pentru că conține acel eugenol, controlează nivelul de sânge din de zahăr din sânge, scade colesterolul foarte bine, iar ca se poate aplica și fiind un ulei puternic, este neapărat nevoie să-l diluezi, se poate aplica și pe zonele de interes, pe gât, pe coloană, în tălpi, pe zona obrajilor pentru problemele dentare. Luat intern, se recomandă să se pună în capsule vegetale, pentru că este un ulei care, v-am spus, amorțește toată gura, e greu de tolerat direct, pus direct, dar eu îl testez și așa și e ok pentru mine. Cine a mai testat uleiul de cuișoare direct în gură? Noi, cum sigur. E? Este ca la, exact ca la stomatologie, ți amorțește totul, e un anestezic extraordinar de frumos. De altfel, el chiar are acest efect și la stomatologie se folosește, din păcate, eugenolul. Un produs sintotic pe bază de eugenol, da? Chiar am discutat cu stomatologul meu și i-am propus, hai să folosim eugenolul adevărat, dacă tot
Da, într-adevăr, două produse absolut, absolut extraordinare. Ongar Plus Soft Gels se numește Ongar Plus pentru că aceste gelule nu au doar blendul Ongar, despre care deja am auzit atâtea și astăzi doar și încă mai găsiți multe informații în plus pe grup, ci mai conține și încă trei uleiuri pe lângă uleiurile din blendul Ongar. Mai conține melisa, care este puternic antiviral, oregano, care este cel mai puternic antibiotic natural și uleiul de black pepper sau piper negru. Motiv pentru care povestea Carolei, da, cred că ați auzit-o, a funcționat la modul acesta, tocmai datorită acestui lucru. Și da, funcționează. E foarte ușor de utilizat, sunt gata încapsulate, nu mai trebuie să le combini tu și e foarte util de avut noi în perioada asta când călătorim, pentru că e schimb tot felul de temperaturi și de așa, te întâlnești cu oameni care mai de care mai fonfăniți, după cum vă ziceam, și e foarte bine să te protejezi și facem asta folosind zilnic o capsulă On Guard Plus sau în perioadele astea de băi de oameni, mulți, în perioadele reci, chiar trei capsule On Guard Plus sau, cum zicea Carola, într-o situație extremă, chiar la 2 ore câte o capsulă de On Guard Plus și știi că a rezolvat problema în 3 zile, da? Și combinat Sau împreună câteva cu ore. DDR Prime, da, și în cazuri mai serioase și cu Grave. GX Assist. Da, exact. Iar uleiul de clov, întreba Carola, da, îl folosim, așa cum v-am scris, chiar și pe periuța de dinți sub pastă, că acum nu sunt chiar sunt masochistă, da, sub pastă de dinți, mă spăl pe dinți și da, ți se încălzește toată gura, pentru că are acest efect, îți amorțește toată gura, dar este extrem de puternic. De altfel, și puternic antioxidant, uleiul de cuișoară este cel mai puternic antioxidant pe scala ORAC și are valoare de 1 milion și ceva, 1 milion Peste un de. milion, în condițiile în care substanța de pe poziția 2 are 300 de mii. Exact. Deci de 3 ori mai puternică capacitate antioxidantă decât De vreo poziția a șase doua. ori, că dacă bine țin minte are vreo 1.900.000. Oricum, Ideea este că e e foarte puternic, extraordinar. deloc întâmplător, Doterra l-a adăugat în blendul On Guard și în toate produsele On Guard și chiar povestea tot Boyd, că acum suntem încă sub influența evenimentelor din zilele trecute, povestea că obișnuia în tinerețe, când era adolescent, pentru că mama lui, care era numai cu produse naturiste și i-a adus uleiurile în casă și obișnuia să ronțăie cuișoare. Deci avea la el în buzunar o cutiuță cu cuișoare pentru că adolescent fiind voia să-i miroase gura bine, el doar din acest motiv folosea cuișoarele pe vremea aceea, însă s-a tradus prin faptul că el nu s-a mai îmbolnăvit, da? Prin simplu fapt că a început să folosească cuișoare, ulterior a ajuns la uleiurile Doterra și atunci a început să folosească blendul On Guard și da. Bun, mulțumim frumos. Oferta BOGO numărul 2 spune: cumperi Ongar Plus Soft Gels și primești cadou un clov la 15 ml, adică plătești 36 de euro în loc de 56,75 euro la un PV, punctaj de 30 de puncte. PV-ul vi-l spun pentru cei care, nu știu, urmăriți anumite, mai ales cei care vă faceți cont de membru Sau comandele repede sau și comandele RP, da? Să aveți și punctele astfel încât, la știți că la înscriere cu 100 de puncte a primit, prin Diamond Club primiți un ulei cadou la 15 ml, la înscriere cu 200 de puncte primiți, la 150 de puncte aveți și taxa de membru anulată, la 200 de puncte primiți 2 uleiuri cadou și taxa de membru anulată și așa mai departe. Bun, mulțumim mult, Carola, și invităm alături de noi pe Cristina Datomir, de asemenea membru educator Diamond Club în echipa Spanda și la nivel de Silver și cu experiență bogată în spate și pasionată de uleiuri. Cristina ne va povesti astăzi despre oferta BOGO numărul 3, pe care cu foarte mare entuziasm și-a ales-o și abia aștept să aud povestindu-ne despre beneficiile uleiului lor de Spearmint și a blendului Meta Power. Bună seara, bună seara, mă auziți? Bună seara, te auzim! Mă bucur, vă salut cu mare drag și sunt atât de fericită să fiu această seară împreună cu voi. Mulțumesc de invitație. Sunt roz, da? Sunt roz de la convenție, pentru că am primit roz, dar nu, n-am venit să vă vorbesc despre roz. O să vă vorbesc despre o pereche
minunată. Spermint și Metapower. Le am astăzi cu mine pentru că iubesc Bogo. Iubesc Bogo și iubesc doTERRA pentru ceea ce ne oferă. Sunt atât de fericită și abia aștept ziua de mâine. Oferta despre care o să vă vorbesc astăzi seară este foarte, foarte versatilă și adorată de mine, cred că și de foarte mulți dintre voi. Mi-ar plăcea să scrieți în chat dacă vă place această ofertă. Este extraordinar de utilă pentru toate vârstele, să știți. Și oferta numărul 3 de la Bogo spune așa: achiziționăm Spermint și vom primi gratuit blendul Metapower. Nu e fantastic? Da, am ales cu mare entuziasm oferta și o să vă și povestesc în cele ce urmează cât de multe beneficii în cap în aceste două sticluțe de 15 ml. O să încep cu uleiul principal, cu Spermint. Este menta creață. Și dacă ar fi să ne gândim la partea emoțională, este uleiul discursului sigur pe sine. Pot să vă spun că datorită acestui ulei sunt astăzi alături de voi și în fața voastră. Ce ziceți? Mai sunt persoane care au teama de a vorbi în public? Hai că fac și eu. Scrieți un 7, că e cifra mea preferată, în chat, dacă sunteți printre persoanele care au trac de a vorbi în public. Să știți că este soluția ideală pentru voi și eu sunt dovada vie. Dintotdeauna am stat în spate și nu mi-a plăcut să țin discursul și să vorbesc. Iată că doTERRA ne schimbă cu totul, uleiurile ne schimbă cu totul. Ne ajută atât fizic, ne ajută și emoțional. Iar dacă deja ați achiziționat, este una din marile frici ale tuturor, dar atunci când o învingi, treci prin ea, te simți fantastic. Atunci când am mirosit prima dată uleiul de spermin, m-a transpus în copilărie. Vouă de ce vă aduce aminte, cei care deja l-ați folosit, uleiul de spermin? Puteți scrie încet de ce vă aduce aminte. Unde vă poartă subconștientul când inhalați această aromă? Exact de guma de mestecat mi-a adus și mie aminte, cea din copilărie. Pentru că acest ulei îl întâlnim oricum frecvent, ca aromatizator, în guma de mestecat, în bomboane și în pasta de dinți. Nouă ne place extraordinar de mult în limonadă, să știți. Spermintul este varianta mai blândă pentru peppermint, menta piperita. Și se poate utiliza în toate cele trei moduri, aromatic, topic și intern. Ce îmi place mie foarte mult, că îl putem utiliza de la bebeluși până la persoanele în vârstă și chiar de către persoanele cu piele sensibilă. Haideți să vedem câteva dintre beneficiile uleiului esențial de mentă creață. Ne ajută mult pe sistem digestiv, pe tot felul de provocări ale sistemului digestiv. În caz de indigestie, în caz de greață, în caz de vărsături, ajută la reducerea acidului gastric. Putem aplica diluat sau, dacă suntem adulți și nu avem piele sensibilă, chiar și nediluat, pe abdomen. Sau putem lua intern în apă, în ceai sau în capsulă vegetală, cum preferăm, pentru a trece de aceste provocări ale sistemului digestiv. Ne ajută în cazul durerilor de cap și a migrenelor. Aplicat topic diluat pe frunte, pe tâmple, pe ceafă. Foarte, foarte bun și cu aroma lui proaspătă, fresh, ne energizează. Așa cum ziceam, ne ajută pentru o respirație sănătoasă. Putem să ne facem o apă de cură cu uleiul esențial de spermint. Putem pune direct pe limbă sau în cerul gurii. Mie așa îmi place. Sau putem face chiar gargară. Ne promovează o respirație proaspătă. Îl putem folosi în caz de
febră la bebeluș, aplicat pe tălpi și pe coloană, dar în diluție adecvată lor. Să știți, întotdeauna la ei folosim diluția pentru bebeluș, adică foarte puține picături. Dacă suntem doamne către vârsta menopauzei, ne ajută mult de tot în bufeuri, în ameliorarea bufeurilor. Sau chiar vara, când e foarte cald afară, mie îmi place să am un mini spray în geantă cu apă și câteva picături de spermint pe care îl aplic pe ceafă și pe coloană în zilele extrem de călduroase, așa cum au fost vara aceasta. Fiind un, având o compoziție cu mentol, da, ca și compus chimic principal, ne ajută mult pentru susținerea sistemului respirator. Atunci când ne confruntăm cu nas înfundat, cu ast sau bronșite, tuse. În acest caz putem să îl aplicăm diluat pe piept și spate, dar ne ajută mult și dacă îl inhalăm din sticluță sau îl punem în difuzor. Știți tusea spasmodică cu care ne cam confruntăm în ultima vreme? E foarte, foarte util uleiul esențial de spermint, pentru că ajută la relaxarea musculaturii. La ce mai folosim? La sănătatea pielii, da? Pentru că susține vindecarea rănilor foarte mult, a cicatricilor, dar și în caz de acne. Poate regla fluxul menstrual. Vedeți cât de multe beneficii și pe cât de multe sisteme merge uleiul esențial de spermint. Ne echilibrează hormonal și ajută iarăși foarte mult în caz de ovare polichistice. Putem lua intern, putem aplica uleiul esențial de spermint diluat pe abdomen, să vedeți ce bine ne simțim. Natural, blând și fără efecte adverse. Ce îmi place mie tare mult, să-l folosesc pentru concentrare. Atunci când sunt obosită sau am situații în care am nevoie de energie, aplic pe ceafă. Chiar înainte să intru în Zoom, am aplicat nediluat pe ceafă, am inhalat foarte adânc și mi-am pus și pe piept, da? Ca să-mi sprijine și o respirație optimă. Induce o stare de bine, este un tonic extraordinar și ne ajută atunci când suntem triști sau poate obosiți sau poate anxioși. Ne scoate și ne dă o stare de bine, ne scoate din acea stare și ne aduce într-o stare de bine. Dacă conduceți sau soții dumneavoastră sunt șoferi și plecăm la drumuri lungi, așa cum am fost noi în weekend, spermintul și peppermintul ne ajută foarte mult să fim treji, să fim calmi, să fim atenți la drum și să ne bucurăm de călătorie. Dacă luăm partea emoțională a uleiului esențial de spermint, așa cum vă ziceam, este uleiul discursului sigur pe sine. Adică, ce înseamnă asta? Ne oferă curaj, ne oferă încredere în sine atunci când suntem timizi, atunci când ne confruntăm cu blocaje în a ne exprima liber ideile și gândurile. Poate aveți de susținut examene de orice fel, mai ales cele orale. Sau aveți o prezentare sau intrați pe un Zoom. Folosiți spermint inhalat și dat pe ceafă. Vă va aduce claritate multă, vă va da încredere în sine. Îl puteți folosi la copiii mici atunci când încep să vorbească sau dacă aveți în preajma voastră copilaș cu autism, mai un pic. Este un ulei foarte util. Puteți lăsa în comentarii de asemenea la ce vă ajută pe voi uleiul esențial de spermint. Ca să fie de folos tuturor. Și dacă achiziționăm spermint, vom primi cadou Meta Power.
Metapower este cunoscut ca și amestec pentru metabolism. Iar emoțional este uleiul frumuseții interioare. Pentru cei care sunt de mai mulți ani în doTERRA, vă amintiți de amestecul Slim and Sassy? Să știți că Metapower este o variantă mult mai eficientă și plăcută a acestui amestec. Eu îl iubeam și pe Slim and Sassy, dar de Metapower m-am îndrăgostit instant. Pentru că este dezvoltat de cercetătorii clinici și medical doTERRA, acum este formulat cu proporții echilibrate din uleiuri esențiale citrice, de grefuri și lămâie, împreună cu mentă, împreună cu ghimbir și scorțișoară. Delicios, nu? Mie îmi sună tare delicios și l-am iubit de la prima gustare. El este, așa cum ați văzut din aceste uleiuri, un aromatizant puternic alimentar. Și ce face el? Ne ajută să ne potolim pofta de dulce. Chiar așa e, să știți. Foarte mulți dintre noi ne confruntăm cu pofta de dulce și eu sunt printre aceștia mulți. Și mă ajută pe tot parcursul zilei. Să vedeți cum miroase în difuzor. Divin. Este divin. Haideți să facem un pic de lumină. Ce înseamnă metapower? De ce metapower? Meta vine de la cuvântul metabolic. Toată gama de produse Metapower este concepută să ne susțină sănătatea metabolică. Meta poate însemna de asemenea și cuprinzător sau transcendent. Power, PWR, este abreviere de la power și înseamnă putere sau putere personală, de ce nu? Așadar, folosim Metapower, ne luăm înapoi puterea noastră personală asupra metabolismului și ne bucurăm de sănătate zilnică. Avem o listă întreagă de beneficii ale blendului Metapower, pentru că în el sunt cuprinse toate beneficiile uleiurilor pe care le conține. Ați văzut câte avem. Și așa cum este formulat, susține un metabolism sănătos și o greutate echilibrată. Limonenul din citrice are un efect excelent pentru sănătatea noastră metabolică. La ce ne mai ajută Metapower? La reducerea celulelor adipoase sau a țesutului adipos. Mai mult decât atât, limitează dezvoltarea de noi celule adipoase. Scade poftele alimentare. Mă gândesc că sâmbătă la convenție n-am reușit să mănânc decât de dimineață și până seara am funcționat foarte bine doar cu Metapower. N-am simțit senzație de foame. Un beneficiu extraordinar care mie îmi place extrem de mult și este actual. Să știți că echilibrează nivelul zahărului din sânge și echilibrează nivelul colesterolului. Înțelegeți cât de mulți se confruntă cu aceste lucruri? E combinația perfectă de utilizat, simplu și ușor pentru aceste provocări. Tot acest amestec ne ajută în detoxifiere, o detoxifiere blândă a organismului, prin utilizarea lui zilnică. Poate acționa ca și diuretic natural. Combinația de condimente, ghimbir și scorțișoară, dar și menta și citricele, ne ajută sistemul digestiv foarte, foarte mult. Orice provocare a sistemului digestiv, dar și pe zona de sănătatea tractului urinar, poate curăța acidul uric, ceea ce este foarte important, și ne oferă multă energie. Dacă metabolismul nostru este echilibrat și sănătos, nivelul de energie este extraordinar. Eu, personal, am avut un an provocator și să știți că Metapower a fost aliatul meu zilnic. Îl iau sublingual, îmi place tare mult, mult mai mult ca Slim and Sassy.
mi-l pun în fiecare pahar de apă, în smoothie-ul cu pudra de proteină care le iau în fiecare zi și îl folosesc de câteva ori pe zi împreună cu mai nou cu capsulele Metapower MitoTuMax. Toate acestea m-au ținut fresh și sâmbătă la convenție. Haideți să vedem ce beneficii emoționale ne aduce blendul Metapower. Voi cum vă vedeți când vă uitați în oglindă? Cum vă apreciați sufletul? Pentru că Metapower este uleiul frumuseții interioare. Și este un real ajutor atunci când dorim să ne eliberăm de poverile pe care le purtăm și care duc la acumularea greutății fizice și emoționale. El ne încurajează să ne autoapreciem corpul, să ne dăm valoare, să scăpăm de autocritică și de ură, ura de sine, să ne apreciem frumusețea noastră interioară, indiferent de greutatea corpului nostru. Ce frumos! Îl putem utiliza în toate cele trei moduri și Metapower, aromatic, topic și intern. Mie îmi place cel mai mult intern, să știți. Dar este foarte benefic și aplicat topic, mai ales pentru provocări digestive sau pe zona de rinichi și spate atunci când țintim sănătatea sistemului urinar. Dacă avem nevoie de revigorare, de energie, îl punem în difuzor, îl inhalăm din palme. Combinat cu activitatea fizică, să știți că este extraordinar, sau utilizat împreună cu întreg sistemul Metapower. Ca experiență personală, să știți că anul acesta am început să folosesc consecvent din luna februarie pentru un stil de viață sănătos atât uleiul Metapower, cât și colagenul și softgelurile Metapower, iar din vară Metapower MitoTuMax. Pentru că zilele mele erau mereu, mereu încărcate și surprinzătoare, iar eu aveam nevoie să fiu în formă maximă, le-am folosit constant. Ca rezultat, pe cântarul meu, vârsta metabolică arată cu 10 ani mai puțin și am mai pierdut și vreo 4 kg pe drum. Nu știu unde s-au pierdut, să fie sănătoase. Cumva am greutatea de la 16 ani. O mega realizare care în foarte mulți ani n-am reușit nicicum. Nu sunt eu fan diete și nici să mă țin de un program așa, dar am fost foarte fericită. Și cel mai mult mi-a plăcut că după convenție am ajuns să mănânc în sfârșit, mai pe seară, așa, în baie era o oglindă mare și a fost prima dată când am zis, wow, după o zi încărcate tu ești, ce bine arăți! Și asta a fost când am citit astăzi de Metapower, am zis, e prima dată când te-ai autoapreciat pe parte fizică. De obicei, noi femeile suntem foarte stricte cu aprecierile la adresa noastră. Așa că utilizarea constantă a avut efecte și fizic și emoțional, să știți. Minunat, Cristina. Cu alte cuvinte, te-ai reîntâlnit cu tine de la 16 ani, în capii bruci de la 16 ani, dacă i-ai păstrat și noi femeile știm că avem o chestie cu pantalonii noștri preferați din perioada adolescenței sau tinereții. Da, am și energia de la 16 ani, să știți. Ce anume? Am și energia de la 16 exact. Ani. Exact, mi-a plăcut foarte mult că ai menționat că este o dragă gamă Metapower și eu chiar în timp ce ne povesteai am testat, v-am zis că pentru noi spearmint, spearmint e un ulei pe care îl iubim. Este un ulei mentolat, dar blând, foarte util în cazul copilașilor, de exemplu. Și da, guma de mestecat aia din copilărie, aia adevărată. Ringley Spearmint era aia adevărat, originală, care nu era categoric ulei esențial în ea, pentru că pe vremea aia încă nu se inventaseră toate nebunile din ziua de azi, însă nu era ulei esențial cu grad terapeutic, dar simțeai gustul acela de mentă creață și te duce în copilărie. Însă noi îl adăugăm în, cred că în aproape fiecare difuzare, indiferent ce punem în difuzor, cred că și atunci când punem flori, pentru că vine cu o notă fresh, dar foarte blândă. Și acum chiar l-am testat în palmă, împreună cu Metapower, apropo de difuzat, pentru că ambele se pot și difuza și chiar cu efecte extraordinare, chiar ca să-ți și taie pofta de dulce, cum scrie aici cineva. Și din nou, vine ca o combinație foarte, foarte faină.
Și sunt multe lucruri pe care le-ai menționat acolo, inclusiv apropo de acidul uric, pentru că întâmplarea face că în ultima perioadă au tot venit către mine întrebări legate de... Sunt foarte multe persoane care suferă de gută și de creșterea acidului uric și uite-te ce metodă frumoasă, simplă de a aborda această problemă. De altfel, noi, indiferent prin ce situații sau provocare de sănătate trecem, e bine să înțelegem că acele situații se petrec pe fondul unor dezechilibre din organismul nostru. Da? Nu avem nimic de tratat, nu avem nimic, avem de echilibrat, pur și simplu. Și asta este ceea ce face stilul de viață pe care îl alegem și soluțiile naturale. Așadar, Spermint cu Meta Power este oferta BOGO numărul 3, plătești 38,25 euro și primești produse în valoare de 72 de euro. Garantat o ofertă absolut extraordinară. Și din asta ne luăm cel puțin 10. O să le iubiți pe amândouă, dacă nu le-ați folosit până acum și dacă le folosiți deja știți. Mulțumim tuturor prezentatorilor de până acum și ne îndreptăm către oferta noastră. Dar și din astea ne luăm. Din toate ne luăm. Le folosim pe toate. Și pentru oferta numărul 4, în care avem Copaiba Softgels CP Plus, da? Așa este numit în Europa, CP Plus de la Copaiba Softgels, și primești cadou guaiacud, uleiul de guaiacud, un ulei extraordinar despre care abia aștept să aflu de la minunații, că văd că amândoi sunt, Simona și Bogdan Buburuz, pentru că și ei vin cu experiență extraordinară în domeniu și au un mod foarte aparte de a prezenta, foarte bine pregătit întotdeauna și cu informații inedite. De la ei întotdeauna am aflat lucruri inedite noi, pe care nu știu de unde le scot, dar le scot de undeva. Și de-abia așteptăm. Și de-abia așteptăm să-i auzim și de data asta, așa că fiți pe fază și haideți să-i ascultăm ce lucruri noi ne spun despre cele două produse extraordinare. Microfonul. Ah, bine. Nu vă puteți porni microfonul? Hai că încercăm noi să îl pornim. Mai puțin. Astăzi cu noi se șoptește, toată lumea ne cred șoptește. Că ați închis și ați repornit și de aia. Acum ar trebui, ia vedem. Acum... Ziceți ceva? Bună seara! Așa, bun. Vă salutăm și noi cu drag și noi împreună ca și BOGO, da? Dacă iei unul, primești doi la pachet de data asta. Împreună să vă prezentăm... oferta cu BOGO numărul 4, în seara asta, Copaiba Softgels, minunatele Copaiba Softgels și guaiacud exotic și rar întâlnit. Da, și vreau să încep eu pentru că vă spun sincer că eu sunt un mare fan al uleiului de Copaiba și dacă promiteți că rămâne doar între noi, eu cred că uleiul de Copaiba e chiar mai tare decât uleiul esențial de tămâie. Da, știu, blasfemie, cum să zici așa ceva, Bogdan, dar dacă mă ascultați cu atenție în următoarele câteva minute, cred că măcar o să începeți și voi să vă dați seama de beneficiile extraordinare, dacă nu chiar să fiți de acord cu mine. Și aș începe să, prin a vă spune de uleiul esențial de Copaiba, care se regăsește în capsulele CP Plus, o formă foarte, foarte ușoară de a folosi uleiul esențial Copaiba pentru beneficiile sale interne, da? când îl folosim intern. Și este un ulei esențial cu efecte extraordinare atunci când e folosit intern, tocmai pentru că vine și interacționează cu sistemul endocannabinoid și susține, practic, prin această interacțiune toate procesele sănătoase antiinflamatorii, sănătatea sistemului nervos, sănătatea inclusiv cea digestivă și o mulțime de beneficii, despre care o să vă spun în curând, dar vreau să revin puțin la istoria uleiului esențial de Copaiba și a faptului că doTERRA obține uleiul de Copaiba care se regăsește în capsule din Amazon și uleiul de Copaiba de fapt e folosit de sute de ani în zona aceasta pentru proprietățile sale terapeutice. Și are printre beneficiile astea, tocmai pentru că la fel, similar cu uleiul esențial de tămâie, și uleiul de Copaiba este un amestec unic, exclusiv al doTERRA,
din patru specii diferite de rășină, de a copacului de copaiba, care se regăsește în America de Sud. Și tocmai pentru că are un conținut foarte bogat în beta-cariofilen, e compusul care are acel efect minunat asupra sistemul endocannabinoid și practic interacționează cu acesta. Apropo, scrieți un wow în chat dacă ați fost la Empowerment Day sâmbătă aceasta, dacă ați urmărit discursul lui Alexandra Nice, a doctorului Alexandra Nice, despre sistemul endocannabinoid, despre efectul uleiului esențial de copaiba și ce frumos a explicat interacțiunea aceea care chiar funcționează, spre deosebire, de exemplu, de uleiul CBD. Și scrieți acolo un wow în chat, pentru că chiar a fost o prezentare foarte, foarte faină. Dar uite, văd că sunt câțiva de wow. Așa, revenind, copaiba are un efect, are o activitate antiinflamatoare impresionantă și asta potrivit studiilor la care o să revin imediat. Cum vă spuneam, sprijină atât sistemul nervos cât și cel imunitar, are beneficii în sănătatea ficatului, contribuie inclusiv la reducerea bacteriilor nocive din corp și sprijină și sănătatea orală. E de mare folos atunci când e folosit în cazul de tensiuni, dureri de tot felul, inclusiv cele cauzate de artrită. Și în cazul meu a fost soluția pe care am găsit-o pentru durerile de cervicală. Uleiul esențial de copaiba și capsulele CP Plus m-au ajutat cel mai mult să scap de aceste dureri de care mă confruntam de câțiva ani de zile. Din nou, copaiba și utilizarea asta internă are efecte benefice și asupra sistemului respirator și un sprijin celular la nivelul întregului organism, dar și pentru sistemul cardiovascular este absolut, absolut minunat. Și vă spuneam de faptul că există foarte multe studii care au început să apară în perioada mai recentă despre copaiba și efectele sale și au luat lumea științei prin surprindere într-un mod radical, pentru că au fost descoperite foarte multe beneficii și proprietăți antimicrobiene, antiinflamatorii și practic utilizarea uleiului esențial de copaiba în astfel de diferite afecțiuni a atras atenția comunității științifice, tocmai pentru că există această nouă perspectivă a unei alternative care să și funcționeze eficiente în gestionarea unor boli asociate cu procesele atât infecțioase cât și inflamatorii. Da? Și legat de beta-cariofilen, de care menționam mai departe, cercetătorii, studiile recente au arătat că are efecte antiinflamatorii și chiar mă uitam și am găsit un studiu, o analiză recentă, a vizat 42 de studii științifice care au urmărit efectele copaiba, au arătat că administrarea acestui ulei în procesele patologice este foarte promițătoare. Da? Și vreau să și citez oamenii de știință care au publicat un studiu în Florida International, de la Florida International University și o universitate din Brazilia și spune în felul următor: uleiul esențial de copaiba este o alternativă interesantă pentru tratamente în patologii precum inflamația cronică, infecții, diferite tipuri de cancer, boli autoimune și ca vehicul pentru absorpția altor medicamente. Da? Deci asta spun cercetătorii și mai multe studii în in vitro au demonstrat direct un efect asupra ADN-ului celulelor canceroase din stomac după administrarea internă a uleiului esențial de copaiba, adică exact ceea ce facem noi cu capsulele
CP Soft Gels, da? Datorită compoziției uleiului esențial și administrarea acestui ulei a arătat o reducere a vătămării cauzate de celulele canceroase din țesutul stomacului în timpul testărilor in vitro. Deci niște efecte extraordinare și ultimul lucru pe care l-aș puncta, pentru că am menționat de interacțiunea cu sistemul endocannabinoid, pentru că știu că în ultimii ani a devenit foarte populară utilizarea cannabisului în scopuri medicinale și a uleiului de cannabis, a CBD oil, da? Poate știți și mulți dintre voi de această alternativă. Vreau să înțelegeți că la doTERRA avem o opțiune mai pură, pentru că avem și cunoaștem foarte clar sursa uleiului esențial. Da? Deci nu avem niciun fel de dubiu cu privire la sursa produsului pe care îl folosim și mult mai eficient. Tocmai pentru că avem o concentrație mai mare a acelui compus beta-cariofilen, care vine cu toate aceste efecte despre care am povestit, decât în, de exemplu, în uleiul de cannabis. De altfel, undeva în uleiul de cannabis avem o concentrație de aproximativ 30%, 20-30% de beta-cariofilen, în timp ce în uleiul esențial de copaiba avem o concentrație de până la 55%. Și sunt convins că și pe grupul Natura într-o picătură veți găsi o discuție foarte interesantă, o comparație foarte, foarte interesantă între uleiul esențial de copaiba și uleiul CBD. Dr. Hill și Dr. Asgator, medici, oameni cu o experiență foarte bogată în domeniul sănătății, vorbesc exact despre efectele uleiului esențial de copaiba și modul în care funcționează acest ulei în comparație cu CBD și de ce este mult, mult mai eficient. Da? Și e clar că avem la îndemână o alternativă extraordinară pentru a gestiona toate provocările astea despre care am povestit. Și mai ales când avem această alternativă și vine la pachet și cu un cadou deosebit, eu cred că merită să-l avem cu toții în casă, dar despre cadou, chiar dacă am avut așa, nici n-am știut, cu Simona ne plac amândouă produsele, amândurora la fel de mult și ne-au încântat beneficiile și tot nu știam cine să vorbească despre ce, am decis să facem în ordine asta. Și așa că o invit să vă spună mai multe despre Guayacod. Da, Guayacod. Se pare că de data aceasta copaiba, da, venit din America de Sud, mai aduce încă un prieten din America de Sud care vine cadou la noi de data asta. Uleiul de Guayacod, care eu consider că este vedeta acestui bogo. Și sunt de acord cu voi, cu tot ce ați vorbit și ce ați spus cei de până acum și sunt de acord cu toată lumea că Air și On Guard sunt fantastice și e minunat că le avem împreună. Spearmint, Copaiba, Metapower, da, toate sunt fantastice, Neroli, Santal, dar Guayacod este mai special decât ele și spun că este vedeta pentru că este un ulei esențial mai rar, mai puțin cunoscut și care, de care avem parte doar uneori. Și am studiat câteva lucruri despre el, începând de ieri, de când am aflat că va fi în oferta Bogo, și l-am luat și l-a folosit și l-a testat, pentru că îl aveam, dar în ultima vreme nu l-am folosit foarte des. Am folosit cam jumătate de sticluță când l-am primit prima oară și l-am redescoperit. Parcă
Parcă acum mă încântă inclusiv mai tare decât prima oară, mirosul lui dulce, lemnos, nu miroase la fel cu niciun alt arbore. Miroase este diferit de toți arborii pe care i-ați mirosit până acum. Chiar vă invit să scrieți un 7 încet dacă ați avut până acum ocazia să folosiți uleiul de guaia acut. Are o aromă așa, o notă foarte joasă, ușor dulce, ușor de fum, așa de barbecue, aduce aminte, am mai auzit persoane spunând lucrul ăsta, dar este un miros foarte plăcut și la fel ca toate uleiurile de arbori, ne ajută să ne centrăm, să ne echilibrăm și să fim prezenți în momentul acesta, ca și arborii care sunt cu rădăcinile foarte bine în pământ, în sol, ancorate foarte bine acolo. În mod tradițional, acest ulei a fost folosit de nativii americani în ritualurile lor de spirituale, în meditații, în rugăciuni. Industria cosmeticelor l-a folosit foarte mult la parfumuri fine, la produse pentru îngrijirea tenului. O să vă explic imediat și de ce. Și inclusiv în tot felul de creme și loțiuni pentru piele, pentru că îi susține hidratarea naturală și ajută pielea să se vindece. Din punct de vedere al conținutului, este un ulei care conține în proporție foarte mare, spre 90%, sex viterpene, care sunt extrem de calmante și echilibrante, și acesta este profilul său chimic dominant. Vine cu niște beneficii minunate la nivelul pielii și este minunat de utilizat topic la modul acesta. El este deja diluat, adică în sticluță avem ulei de guaia acut împreună cu ulei fracționat de cocos, pentru că altfel este un ulei foarte viscos, este semisolid la temperatura camerei. Așadar, este pregătit pentru noi de utilizare și îl puteți utiliza pe piele exact așa cum este. El susține fermitatea pielii, atenuarea semnelor de îmbătrânire și curățare, inclusiv pentru pielea mâinilor, pielea feței, gâtului, decolteului, este minunat, dar bineînțeles puteți să-l folosiți pe tot corpul, mai ales dacă vă place aroma și dacă vă doriți în același timp să vă liniștiți, să vă calmați, să vă împământați. Este un ulei care calmează pielea, nu irită și reduce și inflamațiile. Are un efect interesant asupra vaselor de sânge și țesuturilor pielii, pentru că le contractează și ajută la crearea unui aspect de piele mai tânără. În același timp, are și proprietăți diuretice, care ajută ca să nu avem exces de lichid în țesuturi. Conține mulți antioxidanți și el, asta înseamnă că ne ajută să contracarăm semnele de îmbătrânire care apar, pentru că acești antioxidanți luptă împotriva radicalelor liberi, cei care provoacă îmbătrânirea pielii. De asemenea, este util pentru refacerea pielii, acolo unde a existat probleme și acesta este motivul pentru care companiile cosmetice îl utilizează în produsele lor de îngrijire terapeutică a pielii, deci acelea pentru anumite afecțiuni ale pielii, pentru care este un ulei recomandat. Este de asemenea, pe lângă faptul că are efect de tonifiere a pielii, este și astringent, adică ne ajută în cazul porilor dilatați. Este foarte bun pentru curățare și purificare. Asta înseamnă că îl putem adăuga într-un demachiant. Dacă avem un demachiant cât de natural posibil, poate chiar făcut în casă, poate un toner, cum este cel de la doTERRA, putem să le combinăm și să le folosim pentru a avea un plus de beneficii, cu atât mai mult cu cât susține inclusiv circulația, dar și sistemul limfatic. Și acestea două sunt necesare pentru a avea o piele strălucitoare. Este calmant pentru țesuturile umflate sau rănite, deci dacă avem o problemă de genul acesta, dacă avem
pungi sub ochi, putem să îl folosim pentru că ajută și idrenează foarte bine. Este și antiseptic, asta înseamnă că este bun pentru tenul acneic, tenul gras, care este predispus la puncte negre și acnee. Este și un antiinflamator foarte bun, deci ajută să se vindece și citind despre toate lucrurile astea, nu pot decât să mă gândesc că îmi pare rău că nu le-am știut mai de dinainte să îl pot folosi. Dar nu e niciodată prea târziu, așa că am să-l includ în regimul meu de îngrijire al pielii și am vrut să împărtășesc cu voi informațiile acestea ca să puteți să-l folosiți și voi. Este bun și în caz de diverse probleme ale mușchilor, poate fi aplicat topic pentru a susține relaxarea musculară, dar inclusiv de dureri articulare, reumatism, alte dureri și blocaje, tensiuni ale mușchilor. Și în același timp susține și sistemul respirator. Așadar, este bun de aplicat topic pe piept sau de difuzat în perioadele acestea cu răceli, fie pentru prevenție, fie dacă deja avem nevoie de ajutor să intervenim cu ceva. Și în caz de gripă, răceală, chiar și astm, ne susține și ajută la diminuarea simptomelor neplăcute cu care noi ne confruntăm în asemenea situații. Este și un ulei cu aromă destul de finuță, să-l putem folosi și la copilașii mai mici și în felul acesta ne ajută pe toți. Bineînțeles, acestea sunt beneficii pe partea fizică, dar noi știm că toate uleiurile vin cu beneficii frumoase pe partea emoțională și Foaia Cod este un ulei care ne ajută să fim mai bine dispuși. Este un ulei care susține claritatea mentală, de care avem cu toții nevoie în era vitezei, când avem nevoie să luăm decizii repede, să vedem lucrurile clar și să știm ce facem și de ce facem. Este util pentru, în caz de anxietate sau depresie, pentru orice fel de durere emoțională avem în sufletul nostru și știm că mai avem cu toții câte ceva acolo, ori din prezent, ori din trecut, care trebuie scos la iveală și vindecat. Este un ulei care ne ajută să fim mai creativi atunci când avem nevoie să ne conectăm cu sursele de inspirație, putem să-l difuzăm sau să-l aplicăm pe noi, fie că e pentru lucru, pentru școală sau în timpul nostru liber. În același timp, susține odihnea, un somn odihnitor. Este minunat atunci când vrem să medităm, să ne rugăm sau să facem un pic de introspecție. Pentru că, din punct de vedere emoțional, Goya Cud este uleiul descoperirii de sine. Și din Essential Emotions, din cartea Emoții Esențiale, aflăm că este un vindecător unic care este distilat din inima copacului și care creează rezonanță cu inima persoanei care îl folosește. Și ne ajută la înlăturarea blocajelor spirituale și emoționale și ne este foarte util când ne simțim copleșiți, confuzi sau că am pierdut o parte din noi înșine. Ne ajută, în schimb, să simțim că merităm vindecarea, că pacea vine din acceptarea lucrurilor din care fugim, adică să nu fugim de ceea ce ne deranjează, ci să urmărim să rezolvăm aceste lucruri pentru a fi împăcați. Ne sprijină cu conectarea cu noi înșine. Este minunat, inclusiv amestecat cu alte uleiuri, se poate folosi în parfumuri ca și notă de bază, joasă, persistentă. Merge combinat foarte frumos cu Wild Orange, de exemplu, sau cu alte citrice. Îl putem combina cu Cypress, cu chiparosul, pentru drenare limfatică, dacă avem nevoie și în sezonul de răceli, când apar secrețiile nazale la noi sau la copii, avem nevoie să curățăm, evident, pentru că limfa nu se mișcă singură, așa cum se mișcă sângele și are nevoie de un pic de ajutor. Putem să facem un masaj ușor cu aceste uleiuri.
Putem să îl combinăm cu balance pentru relaxare, se combină frumos, sau putem să-l punem în sarea de baie și să facem o baie relaxantă și să beneficiem în același timp și pentru starea noastră emoțională și pentru pielea noastră. Aștept să vă spun mai multe pe măsură ce o să-l includ în rutina mea de îngrijire a pielii. Vă invit și pe voi să faceți aceleași lucruri și să ținem legătura aici pe grup, să povestim fiecare ce am experimentat cu acest ulei mai deosebit, să adunăm experiențe cu el și vă doresc să vă bucurați de acești doi prieteni veniți tocmai din America de Sud, dintr-un loc exotic. Ce minune e doTERRA că avem la îndemână soluții vindecătoare, nu doar din grădina noastră, cum aveau bunicii frunzele de pătlagină și de mentă și ce mai aveau ei prin grădină, avem la îndemână puterea vindecătoare a uleiurilor din întreaga lume și pentru asta mulțumim doTERRA. Așa este. Mulțumim, doTERRA, și mulțumim și Simona și Bogdan pentru minunatele informații și beneficii transmise despre oferta Bogo numărul 4. Bogdan, ai stârnit niște controverse aici pe grup cu blasfemia ta legată de copaiba și tămâie, dar îți dau dreptate. Noi folosim zilnic copaiba, așa, de mai multe ori pe zi, și tămâie, obișnuiesc chiar împreună, la modul acesta, una, două picături câte pică, nici măcar nu mai contează și fac asta de mai multe ori pe zi. Asta fac de ceva vreme și chiar am remarcat efecte, așadar, dragilor, nu este nicio controversă, nicio blasfemie, utilizați-le cu încredere, iar copaiba softgel sunt o metodă minunată și foarte simplă de a le lua gata capsulate. Nu toată lumea se împacă cu gustul, eu n-am nicio problemă la astea, sunt uleiuri blânde, însă o capsulă de copaiba, să nu uităm, conține 3 picături de copaiba și deja dacă pui 3 picături de copaiba și mai vrei să pui și tămâie, e cam mult, așa că e mai bine să le iei sub formă de capsulă. Iar și pentru toate beneficiile care au fost menționate acolo, iar uleiul de guaiacud e absolut delicios, eu nu știu cum altfel să-i spun, e un arbore, să vă imaginați un arbore cu aromă delicioasă, profundă, ușor astringentă, calmantă, înălțătoare în același timp, deloc întâmplător, atât guaiacul cât și tămâia conțin sesquiterpene, cum zicea Simona, și au efecte la nivelul sistemului nervos, sunt puternic antioxidante, antiinflamatoare, dar și dau acea senzație de înălțare. Și da, minunat de folosit. Întreaga zi și pentru orice și adăugat pe piele. Știu că l-am folosit o perioadă pe piele, după care mi l-am dus în living ca să-l pun în difuzor și am uitat să-l mai aduc în baie și uite ce minunată readucere aminte să mi-l readuc în baie pentru folosirea zilnică. Aș putea spune și eu niște lucruri. Dar, oferta Bogo numărul 4, ca să Stai numai încheiem, o secundă, zi. că noi acum am fost la București și eu chiar am avut o problemă cu spatele, a început să mă doară și în zona lombară și ideea este că, mergând cu mașina și neputând să... De fapt, copaiba poți să-l iei și direct sub limbă, dar această formulă în capsule moi a fost salutară pentru că, da, am putut să iau la intervale de câteva ore de timp două capsule, că eu așa iau câte două odată, da, și bineînțeles, utilizând sistematic, am reușit să îmi rezolv această problemă. Chiar așa, nu te-am mai auzit plângându-te. Pentru că copaiba este cel mai puternic antiinflamator natural. Da? Bun. Deci, la oferta Bogo numărul 4, cumperi CP Plus Softgels, atenție cum îl scrieți, că acum eu v-am nebunit, scrieți CP Plus Softgels și îl puneți în coș și automat vi se va adăuga în coș înainte de plată guaiacud la 15 ml împreună cu acel ornament minunat din lemn cu sigla doTERRA pe el, ornament pe care evident puteți să picurați uleiuri esențiale, este un difuzor pasiv și să-l agățați oriunde în casă sau în dulap. Și
plătești 41,75 euro, primești produse de 66,5 euro, iar ca punctaj, ca PV, are un PV de 37 de puncte, la fel ca și bogo-ul anterior, de altfel. Și trecem la ultima dintre cele 5 oferte. Dragilor, știu că e târziu, am văzut și noi acum. Dar să știți că ne-am propus să ne încadrăm în câte 7 minute pe ofertă, dar trebuie să fiți de acord cu noi că informațiile primite sunt absolut extraordinare și că merită să le audiem și să le reaudiem. Așadar, chemăm alături de noi pentru oferta Bogo numărul 5 pe Mitu Mara, la nivel de gold în echipa noastră, cred că și Mara are deja aproape șapte ani, dacă nu are 7 ani de doTERRA și de utilizare zilnică și împărtășire, este psiholog și împărtășește nu doar cu cei pe care i-a dus în echipă, ci cu în terapiile ei, cu toți cei cu care se întâlnește, folosește din plin soluțiile naturii de la doTERRA și cu efecte absolut extraordinare, motiv pentru care ne-am bucurat foarte mult că și-a ales să vorbească despre acest bogo foarte special, care vine cu efecte emoționale foarte speciale, uleiul de sandalwood. Și vreau să precizez aici că știți că avem două variante de ulei de santal, avem Hawaiian sandalwood și sandalwood simplu, care este de fapt santal album, este varianta aceea pură, originală, da, de santal, cum de altfel Hawaiian sandal este original în partea de Hawaii. Dar vine cu mult mai multe proprietăți și compoziție chimică mai bogată, sandalwood acesta, și cu proprietăți mai profunde. Mara, te rugăm! Bună, dragilor! Care mai de care mai prețios? Care mai de care cu o poveste? Eu am observat că de câte ori aud povești despre plante sau uleiurile esențiale, asta mă fac și mai curioasă sau să mă duc să le reiau. Deja voi ați spus că cele două de dinainte despre care s-a vorbit, asemănătoare cu tămâia, și Dan a spus la un moment dat, dar iată cum și santalul album este, are acțiune asemănătoare cu cea uleiului de tămâie. M-am pregătit, am vrut să scot tot felul de informații interesante. O să aduc așa un pic de poveste despre acest santal. Da, știm că sunt două tipuri, santal hawaian și album. Mie îmi place foarte mult santalul album. Deja întotdeauna se termină primul ăsta, album. Câte un pic de poveste, așa o descriere despre acest arbore, da? Se spune că un arbore de santal, cel puțin 30 de ani, ar trebui să aibă pentru a se putea extrage un ulei cu grad terapeutic. Și am regăsit ceva din ce ați mai spus mai devreme, se extrage cel mai valoros ulei, se află în inima copacului. Ce-o fi cu copacii, cu inima lor, ce pot să scoată uleiuri esențiale de acolo. Mai mult de atât, un copac de santal, da, santalul ajunge la maturitate la 80 de ani și atunci se pare că uleiul esențial ar fi atât de bun terapeutic. Da? Gândiți-vă acum că pe piață sunt... Acum, fiind atât de rar, da, rari copacii, unele firme chiar folosesc copaci de 10 ani. De 10 ani și extragă uleiuri și vă dați seama că nu sunt atât de terapeutice, tocmai pentru că nu au avut timp suficient, da, pentru a se maturiza. Oricum, fiind originar din India, santalul album, da, este pe cale de dispariție. Este trecut deja pe lista roșie. Asta face cumva, îl face și mai prețios, aș spune, să-l avem acum în oferta asta. Mie mi se pare genial, iar dacă, după cât am căutat așa despre cele două, deși le știam, dar cu cât căutăm mai multe informații, cu atât descoperim mai multe lucruri interesante. Pentru mine este interesant
cum două esențe din natură, da? Chiar dacă au această puritate mare, pot să facă, fără niciun rău asupra corpului nostru, pot să facă ceea ce ar face medicația psihiatrică. Dacă mă refer la santal, da, are capacitatea să stimuleze sistemul nervos central și amigdala și în felul ăsta induce relaxare și pace. Eu știu că toate lucrurile astea se pot face doar cu medicații, deci este excepțional să avem așa ceva la îndemână, fără să avem niciun efect advers. Este un afrodisiac, de altfel, da? Pentru că are această capacitate, da, sedativ, da, să aducă starea de bine, să inducă cumva starea asta de bine. Ia să vedem ce am mai scos eu pentru voi, că am zis să fiu totuși eu vorbind despre ultima, trebuie să vorbesc cel mai puțin. El poate fi utilizat în trei moduri. Poate fi și inhalat sau pus în difuzoare, poate fi și aplicat pe corp, da, cu aplicarea topică și mai poate fi luat și intern, da. Este santalul album care poate fi luat și intern în capsulă. Să știți că este primul pe care am pune mâna atunci când, eu știu, ne confruntăm cu provocările de sezon, cu o bronșită din asta cronică, de exemplu, cu probleme ale scaunului diareea, de exemplu, da, cu probleme de hemoroizi, în cazuri de impotență. Deci este un ulei cu foarte, foarte mari capacități în sensul ăsta. Dacă există dureri de spate, în cazul lumbago și sciatică, lucrează foarte cu rezultate și cu eficiență foarte bună. Are capacitatea să regenereze cartilajul osos, sprijină sistemul circulator, este de ajutor în infecțiile urinare, în cistite, în caz de tuse, cum mă tot încearcă pe mine și mi-am și pus, este grozav. Are o capacitate de a crește oxigenul în jurul glandei pineale și a glandei pituitare. Mi s-a părut extrem de interesant. Iată cum facilitează cumva sau ajută, sprijină tocmai aceste glande atât de importante în creierul nostru. Da, conține alfa-santalol și asta îl face să aibă proprietăți antitumorale și mai ales în tot ce ține de piele. Și aici vorbim de cancerul de piele, da, papilom. Sunt studii făcute pe șoareci, dar toate au avut rezultate bune în sensul ăsta. Ba chiar induce apoptoza celulelor canceroase. Mai există un alt studiu care arată îmbunătățirea afectării memoriei în Alzheimer. Este genial pentru că Alzheimerul, precum și schizofrenia, sunt considerate boli, tulburări mari ale psihiatriei, pentru care încă nu s-au găsit atât de multe rezolvări la nivel de medicină alopată, dar de altfel am auzit că există totuși și situații în care putem să vorbim și de îmbunătățiri, da? Cu tot ce înseamnă soluții naturale și puternice, precum uleiurile esențiale. Chiar diminuează și depunerea plăcii în creier, este un antidepresiv, spuneam, și este un sedativ, un anxiolitic extraordinar de bun. Deci, este un ulei care poate fi luat în tot ce înseamnă anxietate, frică, depresie, cu rezultate aproape mai bune, aș spune, decât orice ar fi ca medicație psihiatrică. Și nu mă hazardez când spun asta. Despre el aș vrea să vă mai spun așa în final. Santalul te ajută să-ți pregătești spiritul pentru a intra în comuniunea cu Divinul. Și el te întreabă: care sunt distragerile din viața ta, zgomotul exterior sau interior de care ți-e greu să te detașezi? Atunci când privești pe frecvența păcii infinite, care este sensul mai înalt al poveștii tale personale?
Iar dacă vrei un mesaj pe care uleiul de santal ți-l ar da, este un mesaj profund spiritual și spune, numai liniștindu-ți mintea și detașându-te de gălăgia exterioară, poți auzi clar vocea spiritului și te poți alinia cu voința divină. Deci este un ulei care te ajută să te centrezi. Să ai grijă de tine, de sufletul tău, de corpul tău, de mintea ta, de spiritul tău. Cumperi santal și primești neroli. Nici nu știu că întotdeauna doTERRA face așa niște combinații geniale de ne lasă pe toți cu gura căscată și impresionați. Eu cel puțin sunt impresionată de duo acesta. Este, nici nu știu cum să spun, este prețios, este neprețio, este neprețuit, e grozav. Hai să vedem puțină poveste și despre neroli. Neroli este unul din cele trei uleiuri care se obțin din portocalul amar, și este uleiul obținut din florile de portocal. Este, cumva știți că pentru a se obține 15 ml de ulei se folosesc 18 kg de flori proaspăt culese, selectate manual. Deci este fabulos să știi asta și să-l ai acasă și să poți să-l folosești, să-l pui pe corpul tău, să te gândești cât de minunat poate fi. Este un ulei care te centrează în aici și acum. Egiptenii îl foloseau pentru vindecarea minții, corpului și a spiritului. Ba chiar să știți că am aflat că și Cleopatra îl folosea avea un parfum care conținea neroli, conținea ilang ilang și mai conținea miere. Am încercat și eu să-l reproduc. Sper l-am lăsat deocamdată, îl las că trebuie să stea 48 de ore, cu ceva miere mai lichidă. Și sunt curioasă să vedem ce o să iasă. Da, este ca beneficii, e de mare ajutor pentru piele, da, și dacă îl folosim aplicându-l pe pielea noastră, pe pielea tenului, calmează și reduce aspectul petelor, dacă vorbim de petele de îmbătrânire. Dacă ne gândim la partea psihoemoțională, el ne ajută să ne calmăm nervii. Este deosebit de eficient în ameliorarea sentimentelor de durere și disperare, da? Atunci când ne confruntăm cu ele. Pe parte fiziologică, reduce efectiv tensiunea arterială și nivelul de cortizol doar mirosindu-l. Iarăși mi se pare, de câte ori aud și știu asta, că eu îl folosesc și toate uleiurile care au o capacitate sau sunt mai destinate, să spunem, zone din care eu, în care mă ocup, care mă ocup, este într-adevăr, mirosindu-l, poate să aducă niște schimbări grozave în starea noastră, în modificarea stării de dispoziție. Reduce stresul, da, și diminuează simptomele de menopauză, iarăși pentru persoanele care se ocupă, confruntă, da, cu simptomele de menopauză, cu toate acele bufeuri și tot așa prin inhalare. Deci este un ulei pe care îl putem folosi aplicat topic, dar să știți că se poate lua și intern. Este un ulei care se poate lua și intern. Nu am știut nici eu, de puțin timp am aflat și mi s-a părut genial. Pe lângă asta, are proprietăți antibacteriene, antidepresive, antiinfecțioase, antiparazitare, da? Este un afrodisiac, la fel ca și santalul. Și acest rol de sedativ, da, al sistemului nervos, te ajută să te liniștești cu rezultate destul de rapide. Este un bun suport în insomnie, iarăși, tot ce înseamnă durerile de cap, și chiar susține și sistemul digestiv. S-au mai obținut rezultate în infecțiile urinare, poate să combată infecțiile urinare. Sunt studii despre activitatea antibacteriană, da? Este un foarte bun antifungic.
Și acum, dacă vorbim de când este luat intern, da, se poate lua o picătură în capsulă și completat cu un ulei vegetal, are acest rol de afrodisiac și să știți că sunt trei uleiuri care conțin niște neurotransmițători. Neroli se ocupă de GABA, trandafirul cu serotonina și iasomia cu dopamina. Dar dacă vorbim de neroli și vorbim de GABA, da, aminoacizii GABA, GABA suport, deci GABA este un aminoacid care are rolul de a reduce excitabilitatea neuronală, toate acele stări de agitație, tot ce înseamnă tulburările neuromotorii, are acel efect sedativ, tranquilizant asupra sistemului nervos central, un antistres, să spunem, da? Și noi știm că un nivel scăzut de GABA este asociat cu tulburările psihice, precum anxietatea, depresia, insomniile, da? Sunt multe medicamente care din sfera psihiatrică care vin să aducă capacitatea de a stimula în creierul nostru acest aminoacid. Iată cum putem să facem asta folosind ceva care să nu aibă niciun fel de, să nu dea niciun fel de efect advers. Este genial, este genial. Mă bucur de faptul că au putut fi combinate cele două. Eu zic că așa ceva nu ar trebui ratat pentru că a avea în casă un ulei atât de prețios, cel puțin santalul, da, pe lângă cumperi santalul și primești neroli, e maxim. Așa că includeți-l primul, dacă vreți, în comanda voastră Bogo și după aceea puneți-vă foarte multe din celelalte, dar ăsta merită să vi-l luați, este grozav. Mulțumim mult, Mara, pentru informațiile transmise. Într-adevăr, un alt Bogo. V-am zis de la început, avem Da. cel mai tare Bogo din ultimii 3 ani, că toate ofertele sunt super tari. Oferta Bogo numărul 5, cumperi Santalum Album la 5 ml și primești cadou Neroli Touch la 10 ml. Plătești 104,25 euro. Este un ulei cu un randament foarte scăzut la extracție, uleiul de santal, dar și cu toate beneficiile pe care le-ați văzut. Am mai spus, prețul niciodată nu reflectă puterea, beneficiile extraordinare ale uleiurilor. Prețul întotdeauna reflectă randamentul la extracție. Și în acest caz avem acest ulei dintr-un arbor, este un ulei foarte viscos, nu cred că puteți să-l vedeți, dar e un ulei viscos în sticluță, aș și trebuie să-i scot la un moment dat picurătorul ca să pot să am acces la el. Îl țin în baie și îl folosesc doar, îl țin. Dacă spunea Mara că regina Cleopatra folosea uleiul de neroli, eu sunt convinsă că folosea și uleiul de santal, pentru că pe mine santalul, când îl aplic pe piele, și v-am mai spus, obișnuiesc să-l aplic în crema de față, deci pur și simplu pun o picătură în palmă și împreună cu crema de față îl întind pe toată fața și pe gât și pe piept și efectiv mă face să mă simt ca o regină. Deci dincolo de aroma înălțătoare, de faptul că calmează, centrează, îți dă acest sentiment. Doamnelor și domnilor, de ce nu, oferiți-vă acest răsfăț. O să vedeți că dacă faceți asta, o să simțiți cu adevărat că vă apreciați pentru ceea ce sunteți, pentru că marea majoritate au tendința de a se pune pe ultimul loc, de a gândi negativ despre propria persoană, de a nu avea grijă de noi, hai să avem grijă de alții, de copii, de oricine. În primul rând trebuie să ai grijă de tine ca să poți cu adevărat să poți îngrijești și de altcineva. Așadar, santal împreună cu neroli, din nou un ulei absolut extraordinar. Amândouă, santalul face parte din protocolul Maxim, Symphony of the Seas, neroli din protocolul de iertare, două dintre protocoalele cele mai puternice din Symphony of the Seas, da? Cu toții avem nevoie să iertăm ca să ne eliberăm de toate tarele trecutului, iar protocolul Maxim vine și adresează cele mai, cum să le spun, cele mai, provocările de sănătate considerate în medicina alopată cele mai grave. Hai să mă exprim așa mai compliant. Bun.
73 PV are această ofertă BOGO și le recapitulăm încă o dată rapid pe toate și vă mulțumim că ați fost alături de noi până la această oră și vă felicităm, nici măcar nu e de mulțumit, e de felicitat că ați stat să urmăriți și să aflați aceste informații pe care puteți să le reurmăriți și să le reascultați. Pentru cei care doriți să beneficiați într-un mod foarte simplu de toate ofertele, știți deja că vă doriți toate cele 5 oferte, puneți-ne un 5 în chat dacă știți că vă doriți toate cele 5 oferte și le puteți obține foarte simplu, pur și simplu treceți în coșul de cumpărături BOGO Bundle, bundle, și automat toate cele 5 oferte vor fi adăugate, plus balance, uleiul de balance, blendul balance la 5 ml, blendul mămicilor isterice, cum este numit în Statele Unite, printre mămicile care au 5 plus copii, 5-7 de aia, mămici isterice. Dar este un blend care vine și echilibrează și împământează și vine... Și vine pe lângă toate celelalte produse pe care le avem și eu întotdeauna țin să fac asta, da? Plătești 5 produse, ține și tu ceva. Sunt acolo pe ecran toate. Voiam să le vedeți câte se adună, da? Ia uitați-vă. E un punct de... Uite așa, da? Deci 5 dintre ele le plătești, atâtea produse vei primi acasă, plus încă unul, iar dacă alegi să-ți faci cont de membru în aceste zile, prin promoția Diamond Club, adică scriindu-ne pe grup vreau cont și te punem în legătură cu unul dintre educatorii Diamond Club care au fost prezenți în această seară, vei mai primi încă un al 11-lea ulei. Plătești 5 uleiuri și primești încă 5 cadou, primești 10 în total, încă 2 uleiuri, pardon. Wild Orange. Deci, da, la încă 2 uleiuri la 15 ml, da? Și atunci, cei care vă luați BOGO Bundle, plătiți 5 uleiuri, primiți în total 11 produse, cei care vă alegeți să vă creați cont de membru cu BOGO Bundle, plătiți 5 produse și veți primi în total 13 produse, 265,5 euro este prețul la BOGO Bundle, la un PV de 220,5 și primiți produse în valoare de 454,5 euro. Așadar, vedeți, sunt oferte și foarte bune și utile și de nelipsit în perioada asta, dar și la prețuri absolut imbatabile. Ăsta este unul din motivele principale pentru care toată lumea iubește BOGO și pentru care vă invităm să profitați de aceste oferte și vă reamintim, ele sunt în limita stocurilor de mâine, practic din noaptea asta, de la ora 2 ora României până duminică la ora 12 noaptea, în limita stocului, asta însemnând că... Până se epuizează stocul și revenim cu această recomandare din tot sufletul și anume să urmăriți să vă plasați comenzile mâine dimineață la prima oră. Dacă oricum știți ce vă doriți, nu amânați. Plasați mâine dimineață comenzile și dacă să presupunem prin absurd că nu se vor epuiza, nu e nicio tragedie. Da. Vine greu, sincer, greu să cred, pentru că atunci când aveam, n-am mai avut de 3 ani astfel de combinații, adică astfel de utilizat în fiecare zi mă refer, și atunci când sunt astfel de combinații potrivite sezonului în care ne aflăm, nu rezistau mai mult de 2 zile, a fost când s-au terminat după prima zi seara. Noi acum, vă dați seama, și doTERRA, nici doTERRA nu-și dorește asta, adică să anunțe o promoție pentru 5 zile și să se termine unele oferte în prima zi seara, dar oricât ar încerca să estimeze, nu are cum să estimeze și care este poate că la unele produse au și stocurile limitate, pentru că nu vrem nici să rămânem după aceea fără produsele acelea accesibile tuturor, da, în afara perioadei promoționale. Așadar, nu stați pe gânduri, credeți-ne pe cuvânt, alegeți-vă clar acum, stabiliți care sunt promoțiile dorite, ofertele dorite, BOGO Bundle, ce doriți. Nu uitați că dacă puneți BOGO Bundle pe LRP, e necesar să mai puneți măcar un produs, fie el cât de mic, o pastă de dinți, un balsam de buze, care să rămână acolo pe LRP, pentru că BOGO Bundle nu este un produs existent permanent în shop și atunci LRP-ul vostru să aibă măcar un produs existent permanent. Și veți primi și puncte recompensă, cei care sunteți la 30%, gândiți-vă, plătiți 265 de euro și primiți produse de 454 plus încă
30, 60, vreo 7, 80 de puncte, adică de vreo 500 puncte de loialitate, adică în valoare de 530 de euro, de fapt, o să vă iasă produsele. Deci e ceva de vis. Happy Bogo tuturor! Abia așteptăm să începem și orice întrebări aveți, dacă aveți nelămuriri, luați legătura cu consultanții, cu persoanele care v-au ajutat să vă creați contul de membru. Dacă nu aveți un consultant, scrieți-ne pe grup în acest live, vreau cont, sau scrieți-ne, puneți-ne întrebarea și vă ajutăm cu drag și ținem aproape. Uite, zice cineva acolo că eu deja le-am pus în coș. Da, întrebare, cum poți face asta? Bogobandel încă nu o să puteți să-l puneți în coș, dar ofertele separat, atenție, dacă puneți separat oferta 1, 2, 3, 4, 5, nu o să primiți balance cadou. Doar dacă puneți Bogobandel veți primi și balance cadou. Dacă vreți oferte separate, le puteți pune deja în coș, o să vedeți strict uleiul de cumpărat sau produsul de cumpărat, însă mâine deja când intrați la procesare o să vă apară și produsele cadou și aveți limită de 5 la fiecare ofertă și 5 din Bogo Bundle pe contul propriu. Și ultimul sfat, nu vă mulțumiți doar să vi le achiziționați voi, dar spuneți tuturor celor care vă sunt dragi și care ar putea beneficia de aceste oferte. De asemenea, cei care sunteți constructori de rețea, care sunteți consultanți și aveți echipe, da, să vă asigurați că toți cei din echipele voastre știu că există această promoție și să beneficieze, dacă își doresc, bineînțeles, să beneficieze de aceste oferte. Și să vă asigurați că toți prietenii voștri știu și, dragilor, vin sărbătorile, vine Crăciunul, vine Moș Nicolae, ce cadouri mai frumoase puteți să faceți celor dragi decât niște produse naturale, utile, super eficiente, pe care voi le-ați luat două la preț de unu. Just saying. Dar valoarea rămâne oricum foarte mare, chiar dacă voi așa le-ați achiziționat. Exact. Bine. Mulțumim încă o dată tuturor prezentatorilor noștri minunați din această seară. Vă mulțumim vouă că ați rămas alături de noi până la această oră și să avem un Bogo extraordinar. Bucurați-vă de Bogo. Seară faină! Noapte bună! Recording stopped.